Bună ziua, stimată doamnă secretar, stimați colegi. Ne-am întâlnit astăzi, 29.08.2018, în cadrul ședinței ordinare, pentru a discuta ordinea de zi a ședinței de astăzi, fiind rectificarea bugetară și, bineînțeles, nu în cel din urmă rând, celelalte probleme care au apărut și care trebuie discutate pentru a putea găsi o rezolvare sau rezolvări a toate problemele care putem să le discutăm. Pentru început, trebuie să discutăm pe marginea procesului verbal a ședinței trecute. Stimată doamnă, vă rog să ne prezentați acel proces. Proces verbal, în piața 31.07.2018, 18 ședințe ordinare a Consiliului Parava, consilier prezent 12 din 13. Domnul președinte, reședința dată de ordine de zi, care a fost aprobată în unanimitate, precum și capitolul diverse. Stabilirea măsurilor pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol, inițiator primar domnul Edu Costel. Și al doilea punct, aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 2, inițiator domnul primar Edu Costel. A fost aprobat procesul verbal la ședința anterioară din data de 12.07.2018 cu 7 voturi pentru. Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol. Secretarul UAT a dat explicații cu privire la termenele de realizare a RAN și RENS. Domnul Bobov Valentin a propus modificarea proiectului de hotărâre în sensul ca prevederea cu privire la angajarea unei societăți specializate care să ajute la completarea registrului agricol. Aici cred că am greșit. Eu n-am continuat fraza, îmi cer scuze. Să se realizeze deci mi-ați solicitat atunci, oricum am scos, hotărârea am făcut așa cum ați spus dumneavoastră, dar n-am consemnat cum trebuie în procesul verbal. Deci ca prevederea cu privire la angajarea unei societăți specializate care să ajute la completarea registrului agricol să se realize, să fie scoasă. Și am scos-o din... Domnul consilier local Marcel Clibașa consideră că personalul propriu al primăriei este suficient de calificat pentru completarea registrului. Acest amendament împreună cu proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 2. A fost invitată domnișoara contabilă Gitaru Liliana, care a dat numele lămurit domnului consilier. Proiectul a fost adoptat cu 12 voturi pentru și unul împotrivă. Domnul Boboc Valentin împreună cu domnul Bucă Ovidiu au solicitat ca acest an să se realizeze igienizarea grădiniței din Parava. S-au purtat discuții cu privire la starea drumurilor comunale și s-a stabilit ca în luna august ședința ordinară a Consiliului Local să se desfășoare în data de 29.08.2018. Completați ceva? Nu considerați în asta că să mai spun ceva în proces verbal? Asta ne găsim fiecare ce le propune ca să trecem la votare. Ok, deci putem trece la votarea procesului verbal a ședinței trecute. Cine este pentru? Câte voturi pentru? Tu ai împotrivă? Da. Împotrivă? Deci eu. 10 sunt pentru. Deci sunt 11 consilieri prezenți, câte voturi? Deci 10 pentru și unul împotrivă. În continuare, dacă sunt de acord și colegii mei și vom vota pentru asta, să vedem dacă sunt de acord, întrucât este doar un proiect pe ordinar de zi. Înainte de a discuta pe marginea acelui proiect, am vrea să discutăm problemele reale
ale comunei, cum ar fi. Domnul primar ne-a promis în ședința trecută, ne-a promis tuturor că o să ne aducă acele documente cu privire la suma de 30.000 de lei, l-ați adus, domnul primar? 30.000 de lei? 30 de, da, 30.000 de lei pe care le-am primit de la amenda aceea, da? Recuperați, la primar. La proiect vorbe de zi, asta e la diversă, da? Asta la Și oamenii cred că facem cu bună știință, intenționat și noi am fi complici la neaflarea adevărului. Fiindcă astăzi nu ne grăbim, e și sărbătoare, dar nu asta e problema. Problema e că avem un singur subiect pe ordine de zi, care îl discutăm. După am zis să discutăm despre de ce nu e apă, de ce nu s-a dat drumul la apă de la Puțul cel Nou. Să ne spună domnul primar, ca să afle cetățenii, de la cum început problemele reale. Mai întâi vreau să fac această propunere colegilor, să vedem dacă sunt de acord, să discutăm în timp probleme și apoi subiectul din ședință. Deci să începem ședințele cu publica diverse. Asta e exact propunerea. Am propus să începem. Da, și să punem la vot. Să vedem pe cine interesează, să discutăm despre problemele reale și arzătoare. Cine este pentru modificarea ordinii? Deci, câte voturi pentru, câte împotrivă? Deci, 2, 4, 6, 7, 8. Okay. Nu am pe toate, domnul Tribar. Nu, 8 sunt. Nu am toți. Dar împotrivă, da. Bun, deci să începe cu diverse. Facem înscrieri la cuvânt, astfel încât să pot să... Ce se înscrie la cuvânt? Doamne președinte, scrieți-mă și pe mine. Deci, domnul Valente. Da, eu. Al doilea? Domnul Bucă. Cine al doilea? Domnul Sudit. Domnul Bucă. Al doilea, domnul Sudit. Domnul Sudit, al treilea. Așa. Așa. Dar eu am zis după paranții. Nu contează, vrei discutat. Mă scuz, nu contează. Nu, dar luați-l într-o ordine dacă... Asta e ordinea. Vrei să te pun pe ce loc, noi? Da, hai să anulăm ședința și nu mai pun. Nu, Daniel, hai că suntem copii. Când nu văd, serios. Spune pe ce loc, vrei să fii pe locul întâi, te pun pe locul întâi. Hai, hai să te dacă o dorim. La ședința asta o să trecem așa. Ok, bun. Blaga, te pun pe locul întâi, spune dacă vrei așa. Nu, domnul. Dă pe care loc vrei. Păi ia pus. Vrei să discuți sau nu? Da, dați-i trei. Păi, domnul președinte, nu mai dacă ne-am înscris. Am spus după domnul președinte. După domnul Paranjit, ești pe locul 2 e Blaga. Deci domnul Paranjit, domnul Blaga. Așa. După aș cum se dă mă numai să așa. După domnul Blaga, domnul Bucă. Așa. După domnul Bucă, domnul Sudit. Domnul Sudit. Așa. Mai e cineva, domnul? Lista este deschis. Domnul Ciubotaru, pe locul 5. 5, domnul Ciubotaru. Ciubotaru, da. Altcineva? Mă trec și pe mine, dacă... La rubrica diversă asta discutam, v-am scris la cuvânt. Stați puțin că domnul Manea nu să pot să-l pun la vot primele voturi. Ba da. Păi, nu pot la procesul verbal. Nu pot la procesul verbal și la ordinea de zi. N-am cum să-l pun pe zâna asta, îl pun la ședință, dar nu pot să-l pun. Da, nu rămâne cum la voturi n-a fost. Nu eu.
Dacă a sosit, putem să-i prezentăm procesul verbal și să-l întrebăm dacă e de acord. Sunteți de acord să votați procesul verbal la ședința anterioară? Da? Da. Ok, atunci 15. Așa. Și doar domnul Pișcu este lipsă, da? Da. Bun, ca să știi. Domnul Mare, dacă aveți vreo problemă de... Deci rămân de... Mai poate scrie și bar curs care da. Vă închide. Da. Da. Închide deci, în ce domnul Panait, aveți... o mare mică întrebare pentru domnul primar. Știți cumva, domnul primar, cât plătim noi la firma asta cu iluminatul stradat? Cât bani plătim? Am și o întrebare. Vă răspund punctual la fiecare sau... La urmă. La urmă. Nu. Că după aia nu mai știu ce să facem. Nu mai veni niciodată de ordine. Deci mai intrucăm o părță. Acolo mă urmă. Nu mai trebuie să urmă. Când plătim la firma care ce? Care se ocupă cu iluminatul stradal. Nu a firmă. Mentenatul. Nu-i plătim nimic decât pe intervenții. Bun. Știți cumva câte becuri s-au schimbat? O secundă. În localitatea arătoare? Răspuns. Știi, domnule, ce? Nu a fost nimic cu ei, domnul primar. Ei au fost înainte cu o zi sau cu două, cu Florin. Aveam sesizări de la care becul nu funcționează. Ei au verificat și știu că au fost două scurturi pe traseu, nu știu pe care traseu. După discuția noastră a doua zi au fost remediat. Eu am fost după ei, m-am întâlnit cu ei și am întrebat-o zi numai în regulă s-a rezolvat toate lucrurile care sunt. Domnul primar, încerc scuze cu vântrul. Nimic nu s-a rezolvat. Nimic. Concret. Ieri a venit domnul Florin, ne-am uitat amândoi. În tablou sunt scoase două fire de acolo care alimentează iluminatul stradal de la școală spre vale și le-au izolat. Deci funcționează numai iluminatul stradal de la școală spre deal, spre vincolo, spre Dumbrava. Deci au un scurt. Nu. S-a întâmplat altceva. Deci iluminatul public al doilea nu mai funcționează în tabloul postului transformare. Da. N-am știut nici eu până ieri. O tablou e scos undeva prin stâlp în afara, adică aproape domeniul public. E pe stâlpul care... A, un dat de acolo școală, transformare? Nu postul. Numai iluminatul public? Doar iluminatul public. Și am înțeles și eu de la Florin dimineață că, într-adevăr, partea de la vale nu este racordată. Păi ne-am uitat amintea, acolo am controlat cu lacul... Bun, astăzi am aflat, astăzi mâine voi lua măsuri de remediere. Putea să fim științați de atunci. Ca să nu dăm niște bani degeaba, numai să se deplaseze, se uite o leagă, s-au urcat o leagă, au macara, au scări. Se verifice, domnule, pe de asta e tătim, nu? Poate mai trebuie cu bucată de la curs, la partea de la... Dar n-au zis nimica. Au făcut probe, l-au dat pe manual, o arsă o secundă, zice, avem scurt, gata. O izolat firului și-au plecat. Dar ei au fost a doua zi și au remediat scurt. N-au mai venit, domnul primar. Mergem la tatăl, să vă arăt firele izolate, le-au scos din contactor ca să nu mai aibă probleme. Bun, bine, eu știu. Plata este făcută. Nu i-a zis cu domnul Părin. Cu domnul Părin că vă anunță și s-au pe domnul Vici. Păi da, vă anunțat astăzi. Atât. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Blaga. Da, în primul rând aș vrea să vă întreb, domn primar, când se face diferența asfaltului la Teiuș? Acea de un kilometru, cât e 900 de metri? Da, procedura de achiziții s-a finalizat, am semnat contractul de execuții, spuneam și mai devreme, mai avem de ridicat acordul de la inscripția de stat în construcție și avizul de la protecția mediului. Ambele săptămâna viitoare sunt gata, cred că săptămâna celălaltă putem da ordine de începere. Cam de 3 luni circulă zvonul ăsta, curenții ăștia, că luna care vine. Și sunt 3 luni trecut de atunci. Și cetățenii pot să știi concret, când le spun eu, vreau să, adică să le spun ceva, să păi că nu sare încă. Eu nu știu de unde circulă zvonul ăsta, că eu n-am spus la nimeni lucrul ăsta. Să se termine procedura de achiziții, nu știu când, după care vom da ordine de începere. Suntem la următoare, vom da ordine de începere dacă nu se termine gata contractul de construcție. Și al doilea punct cu întrebare. Dumneavoastră ați văzut drumul, este drum județean, am înțeles aspectul, de la Alcăciun, de la stat până la Onești, ce traversează prin satul Rădoaia. Dar ați văzut în ce hal arată satul Rădoaia? Eu îl fac săptămâna, trebuie de drag, pe jos, merg de acasă de la Diuș. Am treabă de la Dumbrava și merg pe jos. Și am luat toate ulițele secundare și am să le fac și video.
Drumul este drum județean, am înțeles aspectul, dumneavoastră nu vă puteți atinge și le-am spus și la cetățeni respectiv. Nu are nicio vină, într-adevăr, așa este, este drum județean. N-are nicio vină pe privat. Dar ulițele secundare nu se poate băga un gărder pe ele să fie îndreptate, că au niște șanțuri. Își rup gâtul și sunt persoane cu probleme de sănătate, cu diabet, care trebuie să meargă la dializă. Sunt persoane cu piciorul rupt, trebuie să ajungă la spital, la control. Nu au cu ce, trebuie să meargă în cârci sau asta, să-i ducă cineva pe brață sau știu, cu căruța, să-i transporte până la drumul, accesul principal. Care cât de cât, să spunem, mai merge, dar acolo la Neimor Lucașul se rupe și mașina se rupe tot. La ce dune s-a făcut, că acum se face iară, de la zăpadă, de la apa care... Și ați vorbit, domnul Blaga, și cu cetățenii să-și facă șanturi? Problema la Luncașul... La stradă nu este treaba lor. Nu-și fac șanturi. E drum județean, nu-i treaba lor. Ba nu. Ba nu este treaba. Am vorbit eu cu ei, le-am pus în vedere și au zis nu. Să facă altcineva. Nu, nu, nu e. Păi da, dar să fac Consiliul Județean, care munce taxe și impozite, că nu-i treaba cetățenilor. E drum județean, nu de ce. Pe uliță aveți perfecte dreptate. Că ulițele sunt adevărate. Șanțul de fața casei este drum județean, da? Dar drumul este drum județean. Șanțul de fața proprietății este drum județean, da? Da, e drum județean. Șanțul, mă refer. Da. Este drum județean. Măcar atât. Nu, este domeniul public unde omul trebuie să-l îngrijească. Să-l fi balastrat și de 3 ore acolo, frate, uitați, eu vă spun ceva ce nu vă așteptați. Măcar atât. Vă laud pentru inițiativă. Mă sunați des, rar. Pentru problemele comune și vă apreciez. Dar în Rădoaia ați dat-o puțin și pe campanie electorală. Nu am dat-o deloc. Atât. Nu, dau faptele reale, domn vice. Și o să merg în Drăgușani un pic să văd ulițele, că nu le cunosc. Ce vei și vreau să toată cum mai liberă să merg. Așa. Și un alt aspect, cu cimitirul, este instituțiile astea, tot... Secundă, așa, cimitirul care? Stați-o la șanțul, îți spuneți că aparține domeniului public. S-a intervenit acolo. Ce consemnesc, ca să știu? Că cetățenii nu-și fac șanturile, doamna. Acum e problema la Lucașul veșnică, nu au șanturile făcute. Nu vor. Doamna, șanțul aparține domeniului public, ați spus. Da, dar unde oamenii trebuie să le... Nu grijează. Mi-a spus de niciodată acolo, că drumul este drum județean. Stați o secundă. Aparține domeniului public că cetățenii... Trebuie să-și îngrijească șanturile. Au obligația... Mai nou, drumul județean ne-a... Au obligația să-și îngrijească... În loc care trebuie să intervină oamenii, nu ei, chiar dacă își șanțurile din fața gospodăriei. Din fața proprietății. Chiar dacă e drum județean, da? Un alt aspect cu cimitirul. Nu am venit cu cimitirul. Nu lasă-mi a idată. Știți cum? Cal. Da, se trebuie. Nu v-a arătat ca să-l facem. Ușor. Păi nu, când se preatorează, se accelerează și nu... Da, nu, fără comparație de genul ăsta. Dacă ai spus ceva de legat de cimitir, eu spun... Pentru domeniul. Dar nu trebuie să mă luați aminte să mă acoperiți, mă înțelegeți? Dar mi-ai spus de cimitir și eu spun. Eu care cimitir și unde? Vreau să nu trebuie să fiu acoperit. Dar dacă știi ce înseamnă dialog, știi? Dacă nu știu, îți cer... Ca să nu te jinezi, îți cer un aviț urmă, dacă vrei. Mai degrat la ștereția. Vice. Dacă nu subestim neședința și... Una care vreți să-l cer. Haideți să păstrăm un ton civilizat și fără doamnă. Dar sunt sigur că ai nevoie și un aviț și un rogiu. Așa. Deci, care e întrebarea, domnul consilier? Da. Deci, la punctul așa, trei. La punctul trei. Da, instituțiile astea, biserice, nu aparțin tot de administrarea sub consiliul local, așa, sau parohial, nu știu, mai au și acolo altă... Exact, altă, la... În fine, bun. Am auzit că cimitirul în satul, în Schid, așa, Drăgușani, nu? Deci, cimitirul din Drăgușani. Așa, Schid. Cimitirul din satul Drăgușani. Da, deci este plin de nu copaci, bălării, copaci, pur și simplu este și copaci. Este neîngrijit, da? Da, deci... Nu Drăgușani, doar nu Schid. Schid. A zis Drăgușani, parate Schid. Nu completat dumneavoastră, vă rog frumos. Doamna, dar calm acolo, domnul Paranghi. Deci, continuez așa, da. Cimitirul din Schid, da? Da. Așa, cimitirul din Schid. Cimitirul din Schid. Este neîngrijit, da? Este neîngrijit. Este plin pur și simplu de copaci. S-a dus, a venit din pribegii diferiți în sarcina cui, întrebați dumneavoastră, în sarcina cui este să îl îngrijească. Da. E administrat. Da. Așa. Domnul consilier întreabă.
cine administrează? Cine administrează? O să răspund, Ana? Da, vă rog. Tu și eu când mai răspund? Nu, mă iau vorba. Domnul Blaga nu știe la ce se referă, e vorba de cimitirul din Schiță. Eu știu la ce mă refer. Dumneavoastră nu știți. Daniela, la asta l-a fost răspuns. Se referă la cimitirul celor care aparțin de Rădoaie. Așa. Jumătate de cimitir a celor din Drăgușani este făcut curat și fiecare om își îngrijește mormântul. Iar cei din Rădoaie, când s-a făcut biserica la Rădoaie, au cam uitat de mormintele lor. Îl anunț pe domnul Daniel că luna trecută s-a făcut curățenie în cimitir, bec. Lună curată. Și dacă vrea să nu se mai aducă o lume, îl duc astăzi după ședință să iară cimitir. Poți să mă duci și singur, dar nu prezentat noastră. Deci, spuneți deja că cimitirul a fost deja toaletat de mâna. Sigur, lunea trecută. De confirmă. S-a realizat. De către primărie, da? Cei de la ajutorul social, doamna. S-a realizat toaletat de mâna. Deși nu era munca noastră. Aș fi tipul meu tot așa, făcut cu ei. Nu, la niște chestii cu domnul Vice, să vedem. Pentru luna care vine, la ședința următoare care va urma, ori să-i prezint un aviz fisiologic și demisia dumneavoastră. Dar, domnul președinte. E ca un aviz fisiologic. Dar, iar, domnul președinte. Și demisia. Dar, iar, să vedem că e demisia. Problemele mai e ceva de spus. Păi, ar trebui să răspund și eu. Da. Întrebări că am înțeles că erau adresate mie. Referitor la drumul județean, deci în luna calamităților din luna iulie, eu am făcut un raport către Inspectoratul de Situații de Urgență, în urma cărei s-a deplasat o comisie la fața locului pentru evaluarea pagubelor produse de calamități. Deci vreau să vă spun că pe drumul județean somez la pas, deci pe tot traseul drumului, comisia a constatat că e nevoie de balastare, e nevoie de repropilare. Au făcut și o evaluare, au niște prețuri pentru evaluare în caz de situații de urgență, care sunt transmise Guvernului României, au fost centralizate undeva pe 4 august. Aștept din zi în zi în monitorul oficial apariția hotărârii de Guvern cu acele evaluări care ne-l vor da pentru refacerea drumului județean, referitor la Consiliul Județean, iar referitor la ulițele noastre, e aceeași poveste. Dar am făcut demersuri către SEDIA, adică SEDIA înseamnă Sistemul de Gospodărie a Apelor Române. Da, 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 sectorul Rădoaie, sectorul ăla asta. Inspectorul de Situații de Urgență. Au constatat și evaluat. Pagubele. Așa, după aia. Sunt e procedul verbal, comunicat de instituții prefectului, SEDIA, inspectoratul de situații de urgență. Și am tot forul, nu? Da. Și forul competent. Și forul ăla. Și nu știu cum se zice. Sângă. Sângă. Așa. Centralizat la nivelul județului, trimis la Guvernul României. Așteptăm.
Același lucru valabil și pentru drumurile locale? Hotărârile de județean, care să aloce bani pentru refacerea lor. Pentru aducerea lor la stare inițială, exact așa se zice. Să vă aflați la dimensiunea și modelele de guvern. Este vorba și de drumul local. Da, pentru același dimensi. Așa se zice, pentru drumul local. Locale. Comunale. Da. Comunale, locale. Și pentru drumurile comunale. Este bun. Ba mai mult pentru drumurile comunale și locale. Da. Am făcut demersul la sectorul de gospodărie a lor Bacău. Pentru a permite exploatare, da. Se cheamă tot. Se cheamă. Pentru a permite exploatarea a 2000 de metri cubi minerale, balast, să se înțeleagă. Balast. În 2 km la val de lucrările hidrotehnice de pe râul Siret. Atât de văzut, doamnă. Mi s-a venit și întrebam eu cândva, știi, nu? Da. Ai spus că nu se poate. Dar în cazul situațiilor de urgență. În cazul situațiilor de urgență. Nu, 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 cazul situațiilor de urgență. Dar nu înseamnă că trebuie să iei de pe parabola și poți să iei de pe urbeni. Deci trebuie respectat. Păi nu, așa am spus atunci și ai spus că nu se poate. Eu iar chestii în legii, în cazul situației de urgență, până la 5.000 poate să plătești. 2.000 maxim. 2.000 maxim, aia e poate să plătești. Nu stă nimic. Nu stă nimic. Nu stă nimic. Dar se poate. Dar nu zice cineva că nu se poate. În cazul situației de urgență. Domnul primar. În aval. Și am spus la drum județean nu se poate. Faci în comună asta. Drumuri nu se poate. Faci în comună asta. Nimic nu se poate face în comună asta. Dar nimic, nimic. Vă rog frumos să mă treceți și pe mine acum. Păi de ce nu l-ați spus trec? Da, oricum trec, nu poți trec. Ai fiind când ești prins, s-a deschis de domnul președinte. Asta este deschisă, dar nu interveniți în cadrul discuțiilor altora pe cuvântul celor cați. Bine, dar nu ți-am auzit prima tale vorbind și nu mai fi președinte respect. Vă lăsați să dau să termină spus. Da, domnul primar. Da, deci în urma intervenției mele, Apele Române ne-au solicitat o documentație tehnică pe care am realizat-o fără să fie plătită. Este depusă la Ape. Astăzi ar trebui să mă duc în teren cu un topograf să dăm coordonatele de unde vom exploata. De către un proiectant autorizat. S-a agreat. Așa. Urmând a merge azi în teren. Da. Trebuie să acolo și dacă nu se face acoperișul, păcat. O să... Dar pentru camera ca să termini, deja am văzut că a început. A început atunci. Nu știu câți bani trebuiau acolo ca să termini. Pe trebușul meu trebuie încărcați pereții, tavanul. Tavanul este spart de acoperiș. Deci trebuie acoperiș. Acoperișul se mai poate reparați. Era bun atunci, dacă acceptați să fac un proiect prin gal, o reabilitam toată capoată. Acoperișul putem pune tabla care s-a dat jos de școală. Tabla de pe școală, o să discutăm și lucrul ăsta, dar vă despre oameni când ai să vă exprimați doleanțele, după care o să vin eu pe partea cu gestă care vă devin. Da. De reparat. Da. Ați sesizat că de reparată tabla? Da, da, da. Și ne-ar fi bun de mare ajutor acum pentru... Încă o chestie, am văzut, ne-am mai discutat cu Nasa, ne-a spus că termenul la lucrare de la școală e de 8 luni, că te-am văzut din un an. Nu știu dacă v-ați spus concret, pentru că am zis așa după cum ar fi fost licitat. Deci, o plune astăzi. Așa a fost licitat către. Mă întrebați pe mine către licitat.
Păi nu am, dacă aveți... Eu am văzut pe grijă, au pus bancadă. Păi, lăsa termen un an de zile. Păi nu, l-o deci da termenul. Deci nu-i l-am dat eu. Bun, dacă ai avut din sarcini... Ia acția mă dacă domnul contabil, să vedeți cât termenul și dacă e lucrurile. Adică mi se pare enorm de mult să-i dai un an de zile ca să... Da, poate să mai... Dică ai venit să iau firul mai mulți angajați, așa, așa, 2-3 angajați. De asta știu eu că o plună am licitat termenul. Dar nu puteți începe că să facem termenul mai scurt, ca să termenul mai repede, sunt multe copii. Depinde și de valoarea. Da, da. Da, deci valoarea devizului condiționează termenul. Eu așa mi-aduc aminte că de la licitații termenul este de 8 luni. Nu fi trebuit că e un an după nouă? Eu sunt un an. Când am întrebat, nu zic, uite ce scrie acolo. Noi avem termen un an, așa că nu vă interesează de ce jocul. Pe cum să mă interesează? Deci noi încadrăm în termenul ăla. Eu sper să termină când mai vede, nu întâlnă. Vrei nu cum lucrează? Cât o licitat termenul școală? În iunie 2019. Da, da. Deci un an? Da. Da. E un lucru cu termine, dar în hârtie iunie 2019. Deci s-a făcut că atunci eu luni alea luasem eu nu știu. Oricum! Alea 8 luni a venit dumneavoastră ce costume cu termine. Dar iar... Contract, iunie... Eu cred că o să depășați duși de un an, da? La cum îi vorbim? Înseamnă că noi când am votat, n-am știut condițiile. Cum nu? Nu pot proiect. Un an de zile? Bun. Mai am mai cerut în ședință. Vrem și noi să avem la dispoziție proiectul. Să nu știu așa la proiect. Tu poate? Păi se poate. Păi te gândi la mine să-mi dau partea mea, să am pe șantier de la el. Nu, mai vine mai așa, nu știu cum avem treabă noi cu constructorul. Da, exemplarul care va vine curat, care va rămâne la carte tehnică. Nu? Da. Și nu e problemă. Domnul consilier, ce înseamnă? Să studiez proiectul tehnic. Am întrebat pe domnul primar de termenul de execuție. Dânsul ne-a spus în președință 8 luni, dânsul și spun cu un an, acum am întrebat. Deci, dacă 8 luni luați după discuție cu constructorul, nu luați să termine. Primarea dumneavoastră care are termenul de execuție. Da. Și dacă va fi respectat? Și dacă în contract? Dacă în contract este prevăzut, își penalități pentru depășirea, dacă nu se cadrează termenul de execuție. Nu s-a fi capul, trebuie să ne privim. Nu m-ar chiar băie pentru doar astăzi. Până... O să-ți facă. Nu se va ajunge. Vreau să termină atestă cu dreptul? Da. Dacă și vreau să se întâmplă, că se întâmplă cu dreptul. Că de rău vă ziceam, gata. Lăsă la asta. Biznesă? Mai e, de data asta trebuie să stai, nu mai poți să pleci. Mai sunt și nu-i vorba de cum e cam. Mă, chiar îmi place să-mi scutăm. Dumneavoastră trebuie să verificați proiectul, da. Da. Nu vreau să studiem, nu să verificăm. Nu, nu, nu. Verificat de verificator. Nu avem noi competență să verificăm. Să studiem, nu. Să lecturăm. Avem dreptul și obligația să dreptul și obligația. Da. Privire la școală, privire la... Da, da, da. Proiectul de reabilitare. Am mai avut în alte ședințe anterioare, am mai adus la cunoștință, vezi că e lucrarea aia, ca podopnea generează de la podul ăsta, Turiță Gămin. A dus acolo, tubul, a spus. Acolo domnul Lici e în stare să, sau e măsură să vă răspundă. Da. Dânsul a vrut să facă ceva, am spus că nu e indicat un bat acolo, mai ales la adâncimea care e. Unele grupuri de alea s-au păstrat la punerea poziției, altele nu. Planul lui cadastral, l-ați văzut ce e acolo, nu? Arăte și drumul unde, nu?
Păi arată pentru că acel topometrist o ținu cont de planul cadastral ăla. Ăla ce am pierd. Dacă am avea un plan cadastral actualizat, ar fi altceva. Ce soluții întrevedeți acolo? Pentru că podul e aproape gata. Să Doamne ferește să poate întâmpla oricând o catastrofă acolo. Nici ăla nu a fost. Și nici ăla știți cu data. Bun. Tot așa, fără plecați financiare și... Uniți la timp. Da, 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 asta e ce de acolo. Da, tot valoare. Timp? Cum se numește? Deci am adus la cunoștință domnului primar, în ce stadiu este podul respectiv? Podul... Podul uliță Cămin, a spus. Deci, așa e trecut domeniul public. Prin Dares. Da, nu știu. Domnul Spine. Bun, și-a venit și domnul viceprimar să-i spună și el. Podul și-a luat și cu podul la Țecneam. Sara, podul, Sara, podul, Uliță, Cămin. Și-am întrebat dacă domnul primar are cunoștință de lucrări care se fac acolo. Domnul primar a răspuns, domnul vice a venit cu asta unde a răspuns. O secundă, și-am întrebat dacă... Eu m-am oprit, că a zis că e bună soluție și m-am oprit, nu mai, nu mai făcut. Cine a spus bună? Pentru ședințele din anterioare a spus că nu e bun ce facem acolo și nu e bine. Nu, nu. Am întrebat dacă are cunoștință primarul, dar consider că e... Păi și domnul primarul a răspuns acum 3 ședințe pe, tot despre treaba asta. Așa. Spus că e ceva temporar, că nu e... Nu-i prea ok. Că nu e o soluție de viitor. Nici nu trebuie început așa, tot început acolo. Da, nu trebuie început, da, aveți dreptate, nu trebuie început. Dar știți când veneau prietenii sau cetățenii de acolo și spuneau că nu pot urca materiale de construcție, pe unde se meargă? Sunt de acord. Și pe unde se duc? Păi și ei dus pentru podul ăla care ai făcut? Că ești. Dar așa au fost dintotdeauna. Eu am încercat să fac ceva. A spus că nu-i bine, ne oprim. Dacă nu-i bine, de ce să facă eu? Păi, dar consideri bine sau? Da, eu, poate? Părerea mea era bună. Păi fă-o dacă e bună. Păi, acum da, o fac. Dacă a zis că e bine, fă-o, o fac. Fă-o dacă e bună. Dar din punctul meu de vedere, acolo dacă iar e bine... ne-ntoarcem în cer. Da, mă lași să... Păi, fă-o. Dacă ai făcut barajul ăla cu pământ acolo și cu tubul ăla numai care nu prea... toată apa care nu mai e mare, atunci să rupi barajul ăla și duci la mare și ei nu da pe toți. Pune-i între tubul. Da, așa e. O catastrofă. Ai, fie. Eu las la mare felii. Văgăuna permite debitul de apă, domnul Bici. Poftim? Văgăuna aia la mare permite debitul de apă să treacă și peste barajul ăla care face mai acolo. Și să adună acolo un iaz de acumulare și să adună dreptate. Dar e bine, lăsați până care s-o scos de la... Dar n-ai cum pământ acolo să surgă, domnul primar. Da, e căsură. Pământul ăla să surgă. Păi prea mici. Nu, dar cui trebuie? Deci, spuneți că lucrările au fost listate și că nu vor continua, da? Continuăm. Deci, continuu sau nu continuăm? Continuăm. Sunteți de acord să spun așa? Da. Atât de bine când nu am zis, nu uite că... Când o plouă, nu știu. Da, trebuie să... Dacă nu plouă. Când e pasă de apă, nu trebuie. Dar nu o să mai zice. Să nu așa cu și tot acolo arată jale drumul mai la deal, ar trebui băgat și acolo, de balastru, că acolo nu s-au băgat în ultimul timp de loc. Păi nu, 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 bagi. La strada principală, vezi ce are intrăruțe. Acolo, acolo, chiar. Unde se mici ceva? Nu mai poți. Păi da, 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 aici. Ai nevoie de oamenii aia de acolo. Ai nevoie de ei. Dar au copii, eu cred că cam jumătate din copiii de la școală sunt de acolo, din dealul ăla. Când plouă, în noroi acolo. Numai aurie la aia. De acolo cu 40 de bătări. Și plătesc și taxă și impuri. Da, așa este. Da? A spus de despre barastare. Da, deci astăzi dacă reușești... Păi nu, că s-au mai făcut și când n-am trecut. Dacă nu s-au făcut asta, până la urmă. Și-am mai spus, da. Când, da, unde n-am trecut? Sau în care? Nu s-au dus unul balastare. Eu știu la fiecare balastare cum o primar. Și de ce mi-a balastare acolo, în deal, acolo am... Mă refer în deal la ei, nu pe uliță, până la acolo. A, în deal. În deal, în deal am dus noi, când eram vicii prea rodată. Atât. Poți, l-a dus la tine. În rest, nu s-au pus niciodată acolo la ei. Domnul primar, ai pus balastru acolo? Ai pus balastru acolo? S-a pus mașina cu 2 ani de zi, nu am. Acolo, n-ai înțeles. Deci nu la acolo. A venit Teteiuș. Prin Teteiuș. Și-a dat așa. Știu că a spus eu atunci. Băi, prin Teteiuș se poate ajunge acolo. Vă zici că vă aduce, dar nu mai aduce. Nu, nu, nu. Eu zic că da. Eu zic că nu. S-a pus una cu 2 ani, tu la acolo. Haideți, domnul președinte. Haideți, să așteptăm acolo. Aduce serificatul ăsta, asta l-o preparat. Știți, este problema cu... Foraj.
Facem un șurubă. Este problema cu... Drumul ăla. Domnul de la Dumbrava, stadionul care are și el în concesiune acolo, nu știu, o suprafață de 7.000 de metri sau care l-a împrejmuit. Da. Acolo este sursa aia de apă. Este canalul ăla pentru... animale. Băiere animalor. Da, soluții, de bazenul de... Am înțeles de la domnii care au acolo, care l-au concesionat, așa? Da. Nu prea au acces acolo, la sursa de apă și la bazinul ăla. De la... Ce ne impede? La scăldătoare aia, la oi. Păi la scăldătoare au, la sursa de apă, din ce știu eu, n-au acces la unul loc. La unul loc, păi și au multe animale și lucrează destul. Și au multe animale. Bun, și ăla are concesionat pe timpul existenței construcției. Știu, știm de ce. Deci am discutat cu el atunci, la timpul ăla și de la obraz, așa... Așa, poate să fie chemat, nu discutăm cu el. Doamna secretar. Vreți să-l chem într-o ședință posibilă. Bun, acum adresez-o la doamna secretar. Dar numai o secundă, să conținem ce vreți dumneavoastră să aduceți în discuție. Faptul că... Cei doi concesionari? Nu, explicați-mi că nu, nu pot să... Asta încercați să vă explicăm. Consemnești, după aia îți scutăm speța. Păi vă spun acum, îți consemnă, lasă-mi vreau. A, spune. Deci, cei doi concesionari, din comuna Parava, care au concesionat pe Șunea. Deci, cei doi concesionari. Ce au concesionat pe Șunea. Da. Da, sunt nemulțumiți. Că nu au acces la sursa, totalitatea la sursa de apă potabilă pentru animale. Și la bazinul din Băierii. La bazinul din Băierii au. Eu relatez să puteau să-i nu, nu, știu, au. Problema e că... Ei vor să modernizeze, să fac util. I-am plasat cumva aproape da. De cargul da. Ăla, la accesul da. Total. Așa, le-am bazat de băieți. Și doresc eu, la dumneavoastră, acum vine cu rugăminte la dumneavoastră, acel contract de concesiune, da. Că l-are domnul, nu știu cum nu e, țin numele... Chiriac. Chiriac, așa. Da. Să studiați dumneavoastră un pic, ca jurist, și vedeți dacă... Să poate face ceva cumva ca să reziliem contractul. Băi, ăla vine pe pășunea noastră cu 7.000 de metri ca cuiul prepele acolo, nici animale nu dar are. Dar ce este Chiriac? De la Dumbrava? De la Dumbrava. S-au făcut cândva. Dar de ce l-ați acceptat, domnule? Dar nu, noi eram noi de mult făcut în lume, așa. Dacă cu acțiune sunt primar. Eu sunt cu ochii pe el. Deci, rugămintea mea, dacă puteți să studiați un pic acel contract de concesiuni. Dacă se poate găsi o portiță, să-l rezilim. Portița este clară, că eu sunt cu ochii pe el de mult. Nu, explic cum a fost făcut. Acest om, în urma licitării CAP-ului, o licitat și o câștigat, nu știu dacă a fost împăcătiți cu altcineva, saibanele CAP Paraba amplasate pe pășunea Părării, da? Da. Pășunea, probabil că era CAP Paraba la timpul CAP-ului. Da. Nu știu cum era prinsă prin cei de-al domenii, dar nu erau. La timpul ăla nu se discuta de inventarul domeniului public și privat. Nu știu prin ce, am 90 ceva, acel om când și-o dat seama că stă cu saibanele acolo și el avea doar chitanța pe cumpărat saibanele la cei, că stai alea, că saibanele este stă în aer. Nu stau în aer, a vrut el cumva să-și facă chiar și o documentație topografică la timpul ăla, chiar dacă nu era stereo 70 în local, și-o vin la primărie cumva să-l cumpere. Pământul aferent, adică e vorba de vreo 82 de ani. Sferelul aferent, celor două saibani și cabana îngrijitorilor și urucele de apă. Acum nu mai există nimic, am niște bolovane acolo. Cel să leagă de câte construcții. Cum sunt bolovane? Aici, eu o leagă de apă, mai de răpână. Tu de răpână tot. Dar nu-l reconstruie. Dar nu-l reconstruie cum a fost orientat. El e proprietar. Eu nu știu cum pot să construiască. Domeniu privat al comunului sau domeniu public? E domeniu public al comunului. Domeniu privat. Privat. Privat, da. Da. Omul, au venit la primărie, deci pe timp țin minte, adică era probleme nici cu primară, m-a dat 92-96, cred că prin 95, s-a făcut un contract de închiriere între primăria Paraba și acel domn Gheorghe Iriac. Gheorghe Iriac. Da?
Ei, condițiile de reziliere a contractului este doar dacă omul nu își plătește impozitele și taxele la timp. Ori eu am stat cu ochii pierde când am venit viceprimar, eu am să scot de acolo. Eu am început tot răbuiul ăla, nu altcineva. Pentru că era cum să ai bani lăsat cu bani. Și adică ăla stă când vrei acolo, puteți să-i faci. Și e dacă e domeniul privat. Deci contractul are valabilitate pe timpul existenței construcției. Da, și nu se poate găsi eu asta. Deci e făcut deja. Saibanul era... Din punctul meu vedere dubios cum a fost făcut. Cine l-a făcut așa? Unul dintre Saibani era un pic lăsat, omul s-a venit cu niște țări și l-a întărit. Deci nu a făcut o nouă... Păi nici nu avea voie, dar voie. Dar nu l-a extins, el nu l-a făcut o construcție nouă. Deci a făcut o reparație. Sursa de apă e singura sursă din zonă? Da. Da. Sursa de apă a fost făcută și construită pentru a adapta animale din tabăra de bară a Lucia pe Parau. Acum, stânile sunt aplasate pe diferite locuri ale izlavului. Bun, ei trec pe acolo, pășunând, dar nu poate pe acolo. Doamna secretar, pe nici nu pășunează animale acolo. Interesul comunii, eu zic că e mai presus decât interesul personal anumite persoane. Contractul este legea părților. Da, dar nu da, și o parte denunță. Păi da, trebuie să ai argumente. Păi asta, de asta v-a rugat prin asta să dacă e făcut legal, păi asta v-a rugat, să studiați, să vedem dacă se poate găsi o soluție. Deci nu ai o perioadă de valabilitate. Păi dar o perioadă de valabilitate. Să stabilim cu drept peste minute. Deci pe ele, nu te trebuie. Păi dacă vedeți cu minute. Sau măcar, sau măcar chestia asta, exact. Înțelegeți prin care să... obligăm să permit accesul pentru a... La asta mă gândesc. Și atunci, în cazul ăsta, am avea... Vă spun eu cum stau lucrurile. Omul... Să vedem. Dacă omul a mutat din gard, nu știți în partea, dar eu știu câte discuții am avut cu el. Omul a mutat gardul, da? Și-o lăsat și-o tăit din suprafața asta concesionată de el, să dea drumul la Bucii. Dar problema e că gardul aici e unul cu aici. Oamenii nu știu să plâng că vin foile desfășurate, sunt condiționate de capătul ăsta de gard și de uluc în gard. Deci era vreo de uluc, să fie undeva, am nici loc foile decât să desfășurate. Așa nu trebuie, exact. Așa ar fi normal. Cum am spus, bun, îți dau drumul la uluc. Dar în capul lucrului am tras gardul înapoi. Și foile se duc îngrămădite pentru uluc. Eventual, ca să aibă aceeași suprafață, cât las el ca să desfășoare și azi îi da în compensare în partea el altului, nu îi încurcă sau nu știu. Dar dumneavoastră eu zic cel mai mișor. Când aveți timp, vă rog, ca să studiați un pic, ca să nu mai dezvoltăm acum prea mult. Ideea era la accesul dar pentru ce? Dacă el permite accesul la apă acestor animale, îi se aduc prejudici. Dacă îi se aduc prejudici, atunci chiar nu poți să-i impui omul. Bun, și contractul ăla care... El a fost făcut, din punctul meu de vedere, nu știu, cam așa. Nu se poate, nu, eu n-am spus legal, nu se poate face nimic. Orice contract are și o... Hai să nu mai zicem, nu? Cu acțiune judecată, dacă ești. Exact! Puteți să faceți și chestia asta, până la urmă. Doamna secretară a urmă, da? Da, da, deci omul îi dau interese. Nu poate. Păi nu știu, studiem, vedem, soluții găsim, stăm acolo. Domnul Bucă. Doamna a promis că să cerceteze documente și o să vă arăt și spune de dumneavoastră, deci răspunsul dumneavoastră, domnul primar, la această situație este așa, că la bazinul de îmbăiere există acces. Există acces. Există acces. Există acces. Da, dar e nevoie pentru că vii, dar poate lui... Mai venit, mai mult. Și de ceva ce vedem... Dar v-aș ascultă. Dacă vorbești... Domnul Dumnezeu, lăsați asigură liniște, doamne. Iar la sursa de apă... Domnul președinte... Lăsați-mă și pe mine să consemnez. Sunt lucruri noi pentru mine și mi este greu să mă concentrez în 10 locuri în același timp. Vă rog frumos, răbdare, că tot e sărbătoare, nu? Și avem timp toată lumea. Vorbim pe rând toți. Da, eu aș avea o propunere, doamnă secretară. Spuneți. Noi discutăm în ședință, dumneavoastră faceți ca o stenogramă. Vă mai uitați și pe... Aveți cumva impresia că sunt Wonder Woman și așa de știa. Nu, dar aveți la registrare. Dar nu? Acum sincer. Dar să pierdem timp. Vreau să punctați. Nu știu chiar așa de știa că pe cât timp mult așa. Pierdem timp mult, doamnă secretară. Pare rău. Nu știu așa de știa că pe cât par. Deci, iar la sursa de apă, spuneți dumneavoastră că nu este acces așa, încât sunt... Este acces la nevoios. Este anevoios. Și acces sunt la ambele
Obiectivul meu era nervos. Prin construit din... Bun. Următorul. Bun. Mai am, dar din respect pentru colegi, mai las și lor și mai sunt și alte cedințe. Deci. Deci ca să monopolizez. Următorul e domnul Sucu. Domnul primar. Domnul primar. Și da? În momentul în care s-a dat statul la alimentare cu apă în comuna Varava, aceasta s-a făcut prin intermediul unor pompe stradale. Voiam să știu și eu unde sunt depozitate pompele. Sau ce s-au făcut cu ele, că s-au fost. Ciușmele de stradale. Ciușmele de stradale, știu, am zis ce sunt. Tare, mă. Da, sistemul a fost prevăzut cu ciușmele stradale. Ciușmele stradale era o mare pagubă la consumul de apă. Când am venit eu, viceprimar, și am luat în primire acest sistem, am încercat să fac niște contracte de paușal, împărțând cumva ciușmele din zonă, împărțând locuitorii cumva la ciușmele din zonă. Nu au dat rezultate, am venit cu propunerea și preferat la Consiliul Local și la primar la timpul ăla să fac tranșamente individuale contorizate, să urmez pe varianta cu tranșamentele individuale contorizate. Ciușmele fiind și defectoase, încet, încet câte una au fost debrașate de la sistem. După momentul de 5 ani de monitorizare a SAPART-ului, lucrarea fi făcută cu fondul SAPART la timpul ăla, discutând cu ei această poveste, și mi-a spus, domnule, în momentul de față de noi am terminat monitorizarea față de voi, puteți să faceți ce vreți cu aceste rezervoare. Le-am debranșat, le-am adus la depozitat la magazin, au fost duse la reciclare când? În primăvara asta. În vara asta, da? Deci sunt duse la reciclare la pierd, vechi. Așa. Și? Ați luat niște bani. Da, știi bani. Cât, cum vreți să știm și noi? 2400 de lei sau nu? E, un salam, nu mă l-am găsit. Cât e kilogram? Păi, s-a dus de două ori cu domnul... N-am fost, eu fost... Cu cine? Ionel Borcesc. Borcesc? Adică el a fost transportatorul pentru că avea repulsă de Bacău. Da. O fost așa. Ne-am rugat mai multe persoane să ne ajute cu drumuri care merg la Bacău. Nistor, când se duce seama... Deci dacă te duci cu la Bacău, nu duci și mie... Nu, noi trebuie să... Cine? Poliție zvonul, dar pe așa... Zvonul nu știu că erau abandonate. Le-am strâns când mai făceam deplasări prin sat. Le-am adus la ieșa în primărie și au plecat. Dar vreo două erau deja adus aici, în fine, ai pe dus pe la... S-au strâns dreptat, că nu le-am adus pe toate grozii. Bun. Vreți să știm și noi câte kilograme, nu se poate, Al doilea punct, am stat de vorbă cu locuitorii cătunului Mărar și doresc și ei extinderea de apă către dâns și acolo. Se poate face? Prin intermediul domnului Tălibașa, el îi împărșează. Nu, am discutat și al urmă, dar acum e problema pusă de domnul studiu. Deci acum se poate face extinderea de apă? Către dâns. De canalizare nu mai vorbim că... Canalizare. Eu vreau să poate de niciodată. Da, se poate din buget local. Deci dacă la anul ne putem permite din buget, dar dar de când oricum să de buget, ne facem revedere și facem o extindere. Cred că ar fi o prioritate lucrul ăsta. Sau, cum s-a mai făcut, extindere pe ulițele de ieșuri acolo unde s-a par, avionul ne le-a tăiat, pentru că în momentul când am gândit alimentarea cu apă la ieșuri, am gândit-o pe tot sat. Canalizarea doar acolo unde, unde a fost posibil. Când au venit în teren oamenii apierului și am atins planșele pe aceste birouri, vine și spune, de aici îmi dai apa, de aici îmi dai apa, pentru că nu faci canalizare. Când îmi dau voie să-ți faci un metru de alimentare cu apă, voi să ai canalizare în spate.
Din cauza asta o păstrăiete ulița Mărarului, o păstrăiete ulița la Dante Viorica al Manuilă. Și încă o uliță... Da, la Dante Viorica al Manuilă, pe la Fântâniți. La Fântâniți este? Traseul de la mine până la Dorel de acolo. La Dorel? Da, 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 exact. Centru. A, și de da. De la Stiri până la Dorel. Traseul de la ieșirea din bazin până la ieșirea din sat, acolo constructorul... Și care zonă numai? Am făcut-o prin lui. Și mai auzi? Hai să o lăsăm dragului proiect. Nu putem lăsa un centru, drumul din centrul satului Băramu. Și-a făcut-o fără să fie decontată. La Tanti Viorica am discutat cu oamenii de acolo. Tanti Viorica, Tanti Timpuța trăia la Vrabie, la... nu știu mai cu cine am vorbit. Și au contribuit cu toții și cu noi. Le-a dus apa până la Cașeș, la Cașeș, la Merele Dulci, parcă așa se cheamă. Da, 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 Dorel Tărâmbe, da. Nu, 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 Merele la Dorel Mărâmbe. Este aproprietar. Deci apa am iap, ulterior vreau să branșez soția lui Sorin Damian și am zis, da, cu condiția în care ai acceptul de la toți ceilalți care au contribuit, îți face branșamentul. Le-a dat acceptul și am făcut branșamentul. Cu situații similare avem astăzi, Vasile Dănceanu vrea să... Zic bine Vasile Dănceanu? Care Vasile Dănceanu? Vali. Vali, da. Vrea să branșeze. În cartierul Dallas, tot așa, au colaborat între ei, au contribuit la adiționarea țevii. Bun, și dacă își cumpără ei țeava? Așa au fost ajutăm. Să vă ajutăm cu bătășul instalatorul. Nu știu să vă asemănăm. Dacă așteaptă la bugetul local, vedem ce prevede bugetare putem prevede. Aveam la anul. Și-o facem. Dacă noi, dacă folosim bani la bugetul local, o să-i trebuiască iarăși procedură de achiziții. Deci, dacă vrei să te implici... Da, îți mulțișor acum. Ne implicăm. Da, dar am fost la urmă. Nu pot să iei Mărar acolo, au apă pe teama de fântână. Nu pot să iei Mărar acolo, au apă pe pentru că și eu am discutat cu Mărar. Am avut votul și te iei am discutat mai fost de acolo. A, am fântână. Am discutat cu la Nea Ionel Burghelea. La un moment dat am vrut să-mi fac singur să am lucrurile astea de apă. Domnul primar a promis lui Petru Șanț că mă sprijină. Pe eu ăla nu-i scumpa să-l cumpăr. Nu, ar fi bine toți. Mobilizați toți oamenii. Da, foarte bine. Care ar trebui să trebuie acolo? Frate, eu nu înțeles. Da, adu? Eu păstrăr soare și... Ia păstrăr de acolo. Nu, păstrăr de așa plagă. Deci 4, 4, 4... Da, știu. Până acolo... Costel Andrei... Costel Andrei, nu știu la acolo, știu la acolo, știu la interesează. Costel Soare. Vrea. Din câte știu eu, chiar dacă s-a făcut pântână. Am văzut cu Costel Gubiești. Păi când mai trăiește mama... Are avut pântână. Da, dar... Ia sunt de pești, îți dai seama. Nu cred că nu pot prea mare să ridice mama. Nu, e posibil să se răzgândească, să vrea și ea. Trebuie mereu să discutăm. Deci avem două posibilități. Vor contribui și noi ajutăm cu instalare și cu șansă, pat și cu tot ce trebuie. Ori că așteaptă la buget, bugetul anului viitor. Mai indicat, de metri, nu știu. Sunt eu când am 400 de metri. Nu, dar dacă contribuiți toți, n-ajunge. Dați-mi mai ideea, ca să mă bănzi. Prea mult, 4 ore. Președinte, mai aveți atât, da? Deci mai departe, domnul Cibotaru, vă rog. Da. Deci, la unul de vedere că vreau să fiu un pic mai operativ, dacă să mai întind întrebări așa. Vreau să întreb din ce cauza apar acele restricții de apă, dar la punct de vedere că domnul Duc a ridicat problema, e cazul ca să mă ajut. Și domnul primar mi-a dat răspuns că până sâmbătă se va rezolva treaba, înseamnă că mergem din credere. Sper să fie așa, da. 100% de data asta. Bun, aici nu putem spune ceva. Așa. Altă problemă ar fi problema drumului din capul satului, care a ridicat-o în nenumărate rânduri. Așa. Nu s-a luat nicio măsură pentru a se pune anumite restricții la acele peritoace, sau o taxă de drum, și am mai repetat, taxă care va fi folosită pentru întreținerea drumului. Dacă ați luat legătura cu cineva, domnule primar, în privința asta, pentru că și săptămâna trecută, sau cu două săptămâni, patru peritoace la rând, au trecut unul după altul și drumul de la Cosma, l-a făcut praf în timpul ăla. După care a fost nevoit, noi,
După care a fost nevoit domnul viceprimar sau nu știu cine a trimis un utilaj acolo ca să remedieze drumul. Pentru că în momentul când trec patru date și urcă patinând la deal, vă dați seama ce șanță să fac acolo. A spus că nu le pot pune nici o cătă. Ar trebui dacă nu sătenii vor interveni și nu vor mai lăsa. Ca mai transportul el. Mioane pentru transportul el. Materialul ăla. Mioane, mioane. Transportonaj. Utilaje specifice, transportul el. Poate de-a de plus. Un proiect de hotărâri de la un anumit tonaj. Trebuie rezolvat, domnul Dumnezeu. Să face o expertiză. Expertiza stabilește. Expertiza, când se vede la 20 de tone. Păi faceți, dacă știți. Părerea mea ar fi... Nu. Dar lăsăm să treacă. Repătați sus, repare tu. Repare tu. Repare tu. Nu. Lăsați-mă. Da. Nu știu dacă este ceva să așa de montajul ăsta. Toată-mi pipi. Asta vă treaba, doamnă. Până așa, Bătaru a ridicat problema drumurilor datorită camerelor de transport de lemn care deteriorează drumul. Doriți instituirea unei taxe? Exact. Nu poți să caute capul legal. Să vedem dacă putem veni într-o hotărâre cu un proiect de hotărâre de instituirea acestei taxe. O altă problemă așa de dacă ați putea să intervenim și încerceți în mod sigur la organele competente pentru a să monta niște indicatoare de circulație pe direcția Onești, din capul satului Parava, pe direcția Onești. Acolo se întâmplă multe probleme. Mulți care vor să ajungă la Onești, ajunge în pădurile la noi, pe drumul forestier. Mașinile cu tonaj mare, adică cu tonaj mare, sunt multe care nu au să întoarcă, trebuie să meargă tot mai în capul, pădurile se întoarcă. Deci greșesc. A făcut solicitarea asta către Consiliul Județean, respectiv secția de drum județenie, știu că au aprobat inclusiv macajul. Măcar noi, ca trecerii pe ton la școală, la grădinii, din ce știu, și dat ordin firmii cu care au contracte de întreținere și cred că săptămâna viitoare e posibil să ne trezim cu aceste indicatoare și cu aceste marcaje. Și după aia, semnalizarea acelor curbi periculoase până la Rădoaia. Sunt multe curbi periculoase și ar trebui prevenirea accidentelor. S-au mai întâmplat accidente chiar la aproape în zona Ciușmea. Mă rog, sunt mai multe curbi acolo, dar le știți și ar trebui și astea să ia... În ultimul timp, acest drum județean, Cepțâna noastră, a fost foarte des frecventat de către conducerea instituției. Și săptămâna trecută, luni, am avut o întâlnire cu doamna director și am luat traseul tuturor drumurilor judeției. Promisiunea a fost că la bugetul anului următor o să îndomnească unda alibie în proces drum, să vadă o valoare... Nu discutăm cu banii. Ar trebui să iau o măsură, să ieri am văzut pe la cineva. Ieri am văzut pe cineva. Un pic, domnul Miciu, lăsat. Deci ar trebui să iau o măsură, așa, pentru a se elimina acel indicator de la Valea Seacă, unde indică Parava. Nu, v-am mai spus de mine. Asta e circulată de mine. Acolo e o problemă mare, o problemă mustrătoare. Mulți au pus să vină la noi în comună și au ajuns în Valea Seacă. Așa, așa, era eu să v-am mai spus și mai repet și sper să mă respecti indicatorul. Deci trebuie să interveniți undeva. V-am mai spus și mă repet și sper să mă repet pentru ultima dată. Acel indicator nu va dispărea niciodată de acolo. Pentru că kilometrul zero, da, că dacă vă dați că veniți despre Bacău pe indicatorul către Dumbrava, scrie și Parava. Corect, da. Deci s-a schimbat un alt indicator, mai ăla șters care l-am luat eu cu nu știu cine ai spune. Parava se poate ajunge și prin Valea Seacă. Corect, da. Acolo este kilometrul zero.
Mulți au venit, s-au rătăcit. În momentul când cer indicații sau eu știu să nu îndrume local, ce ea nu știu când se îndrume să ajungă în parada. Da, domnul Ticule, dar dacă ar fi un accident la Orbeni și deviază pe vreun județean, atunci ce faci? M-am mai fost, păi nu dați din nou zi. Nu, deci orice ar fi. Deci orice drum pleacă de la kilometru zero. Iar de acolo se kilometrează și de acolo e indicator, da? Deci kilometru zero al drumului 190 de D este de 10 cu D, nu, de 2, nu poate să am fost înțeles, dar indică să o ia la stânga, nici de cum la meargă drept înainte. Aici e problema. Indică la stânga, nu? Parcă la stânga și ajunge în Valea Seacă. Marea mașină de aici suntem posiționat pe unii auto, da? Da. În momentul când ajunge în Valea Seacă și drumul face curba către dreapta, vedem că ăla din Valea Seacă care vine cu Aristop, deci eu sunt pe drumul cu prioritate. Deci drumul județene totdeauna au prioritate în fața drumurilor comunale sau locale. Da? Și înseamnă că eu merg pe drumul cu prioritate. Mers, dar nu e indicat la stânga, parabă. Asta e curba. S-ar putea repartiza cât de cât, o anumită sumă. Nu știu, pentru că acum e perioada de vară și sunt tot soiul de reparații, nu numai la Paraba, poate și în Rădușa, și în Căiușă, face ce cele patru parohii. Haideți să găsim o modalitate ca să putem aluza pe ce cât acum, la rectificarea asta. Păi sunt bine rectificare, suntem cifre. La asta de astăzi. La asta de astăzi sunt nicio formă. Discutăm la subiectul de... Bun, altceva. Aici, dați notare mintea. Acum, spuneți, ziceți-mi, da, trebuie. Am spus, acum dumneavoastră ați memorat ce am spus. Păi, nu, n-ați memorat, deci solicitați rectificare bugetară pentru alocare de fonduri pentru cultele religioase, da? Exact. Solicitați rectificare. Nu, mai am două puncte și gata. Bugetară. Scurt. Al patrulea punct, în vedere că suntem în Consiliul de Administrație, doi consilieri de la noi, la școală, vom fi întrebați cam care ar fi situația, știu, indemnizației în ce privește naveta profesorilor. Ar fi avut dreptul legal, nu am avut indemnizație pentru naveta. Da, parcă lăsăm să plecăm la noi pentru naveta. Da, dar nu suficient. Nu suficient, așa și aș vorbim. Așa. Electricare. Tot referitor la indemnizații, mă refer la elevii defavorizați, care totuși sunt meritoși și îndeplinesc anumite... De la cele burse sociale? Da. Nu, nu. Două aspecte aici. Burse sociale sau din merit? Burse din merit, dar din merit... Aia trebuie să o vedem noi din bugetul nostru. Dar domnul vrea să includă burse de merit pentru cei cu probleme sociale. Și vrea să facă... Nu. Tocmai asta, dosarele, în momentul când se fac dosarele, vede care e copilul defavorizat, numărul și-ar îndeplinește anumite condiții, frecvență, merit la învățătură, e să aprobă acea bursă. Aia o ia, aia tot ce-a o ia. Am înțeles că nu s-a dat. Nu s-a dat. Păi probabil că n-a venit tot vremea de anul. Exact și povesteam și la indemnizația lor și... Deci trebuie să vină rectificarea bugetară ca să... Știu că nu a fost în răsus toamna. Știu că nu. Nici cu naveta. Da, și nici cu naveta. Să vedem ce profesor m-am gândit, vor fi în nou an școlar. Vor fi același număr, vor fi în număr mai mare, vor fi în număr mai mic. Eu cam asta m-am zis. Mulțumesc frumos, domnul Șumătaru. Trecem peste... De fapt nu trecem. Spun eu mai repede decât tot. Am pus să depun un proiect de hotărâre pentru terenul de sport de la Teiuș. Doamna secretar mi-a spus că nu se prea poate face acel proiect dacă nu identificăm și sursa financiară. Până când se va identifica o sursă și până îl vom face așa cum trebuie, rog pe domnul primar să meargă când are timp cu persoanele din aparatul propriu al unității administrative,
Să vadă dacă mai există terenul așa cum era până acum, dacă mai are suprafața, pentru că așa am avut eu informații că n-ar mai fi tot pe acolo, că au mai intrat pe lângă cei care au exploatări de agricole, să știu și terenul, și au mai intrat în el, că n-ar mai fi acolo cum trebuie. Vă rog, dacă se poate, în perioada asta, să mergeți și la fața locului, că mi se pare că tot sunteți cu cadastru prin zona. Exact. Așa. Să vedeți cam care e situația și dacă se poate face să fie cum a fost. Și când vor fi, urmând că atunci când vor fi bani, să-mi facem cumva îndreptat terenul făcut așa. Președinte, se poate face, dar dacă e în pantă terenul din sport. Păi, terenul e în pantă și nu vrea să-l îndrepte, nu? În rampă sau în pantă. Terenul e ca să fie scurt. Terenul nu e nici în apă, nici în pantă, pe acel teren se află situat puțul de alimentare cu apă la Teiuș și acel teren nu este predictabil, nici ce am zis în ultima perioadă, dacă... Cu avaria la pompă acolo, vreau să spun că am văzut, cred că, din trei ori pe zi. Lucrăm la cadastru tematic, eu n-am văzut să fie intrat cineva în el. Nici eu nu știu exact, pentru că nici nu sunt din Teiuș, nu știu exact cum a fost, cum trebuie să fie, dar dumneavoastră... Problema e alta, că dacă aveți o informație de prin sat, dacă acel teren al lui Nativa, care nu a fost lucrat ani de zile și de vreo 2 ani nu lucrează, toată lumea se pare că terenul... Nu la de ce vreau? De la primar, de la domnule primar, nu luați... Eu doar vă rog pe dumneavoastră, am și documentele, că nu vă spuneam să fie și personal specialist, dar să vedeți de asta ce puteți face. Așa. Și cu privire la selectare noi, dar aveam și eu o idee, mai printați niște atenționări din acelea. Vă rugăm, stimați cetățeni, să aruncați, să respectați. Și puneți acele instrucțiuni de cum se folosesc. Poate nu toți au aflat și știți, n-au fost până acum pensate, deci acum au apărut recipiente pentru selectarea gunoilor în modul corespunzător. Nu oficial, dar credem, din ce am auzit, că o să vină încă 2 milioane de familie. Pentru să selectare. Și cadrul familiei să... Și mai printați câteva instrucțiuni. Colo, colo mai prindeți pe... Dar iau pentru depozit, dar e zimul, nu? Atât, eu trec mai departe, ca să nu mai mergem vorba. Domnul Ichim, dumneavoastră, răspund. Nu mai, nu mai, sunt doar că am răspuns atunci. Dar poate aveți probleme și noi nu știm de ele și puteți... Mai târziu. Ok, bine. Domnul Tomăze. Problemele majoritatea s-au ridicat, dar le vreau să-l întreb pe domnul primar, de vreau să cu un județean ăsta. Dom'le, hai să facem ceva, 5 km de drum județean nu se poate face de la Paraba la, la Dumbrava. Trebuie să facem ceva, ne râde și satul păi și mai bun. Comună. Ci, mergem, domnule, acolo și la președintele Consiliului Județean, vorbim, îl aducem aici, îl aducem televizor. Dar ei nu știu. Hai să facem ceva pentru comuna asta. Domnul Bacar, când stăm în comuna asta. Dar știți că e asfaltat în 2002? Șanțurile, să vă mai zic o treabă, șanțurile astea de pe marginea, chiar dacă e drumul județean, că tot ziceți că nu se poate face nimic. Păi dacă nu facem și șanțul toți acuții, mele, nu-mi dai voie să-l fac, zici că e drumul județean și mă amendează de cineva pe mine, să-mi fac eu șanțul meu. Pe urmă, vedeți când plouă, ce la Troița aia, la Drăgușeni acolo, că e mărul vine de jumătate de metru. Și exact în curbă se pot întâmpla atâtea accidente, că vine apa de la Bursuc sau de unde vine, de chideal ora și direct acolo. Din coace la... la Troițe, la tunuri aici, e tot la fel. Chiar nu mai vine. Nu mai vine. Nu mai vine. Trebuie să faci un zidat terenului acolo. În legătură cu șanturile astea, vreau fiecare care poate și e tânăr să-și facă, doamne, îi face acolo un tipar. Îi faci tiparul și îi dai omului, îi dă 4 bucăți de scânduri. Fără, domnule, dacă nu faci, te amendezi. Și care-s bătrâni? Care-s bătrâni să facem de la băieții. Trebuie făcut o dată, doamne, că... Mă duc prin atâtea comuni, de-a mai mare dragul. Eu nu sunt de aici, eu am 40 de ani de când vin în Verăbușetă. Veredic, așa mă faci tot, veredic. Dar eu vreau să fie ceva frumos pentru comună. Că am stat atâția ani în Bacău. Și vreau și în comuna asta să fie, să facă ceva. Chiar nu se face nimic, nimic. În legătură cu un cămin cultural.
Doamne, cumpărăm o casă. O casă bătrânească se vinde cu 5.000, 6.000 de euro. Sau că terenul. Și pe terenul ăla facem un cămin cultural. Sau vorbim cu ăsta, acum îl cheamă, care zicem noi acum, că nu ne dă voie acolo, care zice case de vânzare. Cum îl cheamă? Andrei. Nu, Costin. Costin. A, unde facem baltă aceasta? Dacă ne-a fost... Da, acolo și așa poate... Se poate face casa boierului acolo, faci căminul cultural, în față aici, așa cum un ștrandole, cum o făcut la... La asta, cum o cheamă, la... La Creja, la... Ștrand, da! Faci un ștrand pentru ăsta și căminul cultural deasupra. Dar ce? Domnul Bradă, Propun și eu. Dar n-am fost răspund? Da. Nu! Ce te mai întreb eu prima dată? În legătură cu apa asta. Tot îmi spune Florin... Da, domnul, zice, ce te poți? Pompa asta o fost rebobinată și nu mai are putere. Dar dacă e rebobinată, eu știu că dacă, chiar dacă ai rebobinat-o, pompa are putere, domnule. Nu că nu are putere și din cauza asta nu avem apă. Iar în legătură cu ăsta, la mine, eu mi-am tras 400 de metri de asta, mi-am făcut șanțul, eu mi-am adus apa, dar canalizarii, fă-mi podul ăla la secreată, ulița aia care urcă la lupul, uitați așa e ulița aia. Pentru că pe acolo au venit căruțele care cu lemne se furau și puneau pe picile alea și au stricat. Nu pot să zic, întreabă-l fi, când era viceprimar domnul Bucă, când l-a adus acolo, piatră. Cu căruțele acolo. Cu căruțele, așa e. Dar piatra aia, dacă s-a înclinat acum, așa e ulița aia, vine și s-a făcut șanț în loc de uliță. Dacă îl votați, era balastrat. Trebuie balastrat. Când zice, când Daniel a zis odată că eu mi-am balastrat eu ulița mea. Dar i-am zis, și i-am zis, vină omule și îți vezi. Domnul primar, dar ați adus de vreun an și ceva de zile, eu consilier de câteva luni. Ați adus cumva pe apă și nu știu eu și mi-ați balăstrat ulița la mine? Nu, pentru că am... Eu am crezut. Poți să răspund? Da, pe acum gata. Bun, hai să răspund. Eu ce pot să răspund? Tot ce o să spun. Tot ce o să spun. Fără frumos. Nu mai că nu iar și cu ce bitierul ăsta? Daniel, n-ai dreptate. Lasă-mă pace, să vină băieții care au tată, mor, mamă, moarte acolo și ai să-și facă. Dar de ce? Dacă își plătește cultul... Dar poți să nu e obligat popa. E obligat popa să-și... Domnul Cipotaru, vă rog frumos. Puneți-i lui Daniel, ce preotul din acolo. Domnul Dumnezeu, cine va da-mi la fara? Daniel, domnul Dumnezeu, a spus că asta nu ar mai avea, spuneți-ne ca să știm. Sunt multe de rezolvat în comuna asta, dar dacă nu avem bani la buget, ce îți facem? Am înțeles, deci mai ales, eu am înțeles că nu... Hai, ia-mi roastră, e de ajuns. Vedeți dacă nu v-ați notat idei de principale? Are, nota asta că e. Nu mai lume să-l primar. Un rău cu domn primar. Și cu doamna secretară să-l primar. Și cu doamna secretară că-i dau vitrea. Nu poți să-l primar, ce să scrie, până și nu am știut. După ședință, că tot... Mai stăm acum ca să... Referitor la grupul județean, am spus de două ori, numai în ședința de astăzi, da? Deci am făcut fel și fel de lobby pentru drumul ăsta județean. Am spus că la bugetul anului viitor, la bugetul județean, se vor prevede bani pentru domnul unui Dalit să vadă cât va costa drumul ăsta. Drumul ăsta mi se pare că e doar de la urechi, sunt 5 km. E foarte complicat. Deci vor fi nevoie de zinduri de sprijin, cel puțin zona Lucașu. Dezastru ăsta acolo, nu ne ajută. Domnul, dacă nu-i vorba de dezastru, se vorba de soluția tehnică care se va găsi. Știi ce sistem de drenare va fi acolo? Eu nu-l văd. Pot. Tot trebuie să dreneze. De sus, de la nea. Cel de bărbuni vor fi. Da? Deci drumul va fi în sub de poștisitori. Asta e soluția lor. Soluția lor. Eu am făcut pentru că de lor, pentru că de adresă. Inclusiv cu poze, după calamități, inclusiv cu poze, cu camioane puse de-a Dumnezeu. Mai mult de atât, nu am ce să fac pentru județean. În afară de asta, am indicat la băieții de la Rădoaia să meargă într-o audiență la Consiliul Județean. Sunt programați în audiență pe 4 septembrie. Le-am promis că sunt pe ei acolo și voi fi.
Da? Revertor la șanțul, lăsați-mă să răspund. Revertor la șanțul, deci nu te oprește nimeni să-ți faci șanțul în fața proprietății. Ba, din contra, o ordonanță de guvern 21 de pe nu știu ce an, 2005-2006, te obligă. 2002. Sau 2002, așa, da? Vreau să vedeam acum. Obligat să fim. Da, da, da. Avem și hotărâri consiliului. Avem tot, exact. Avem hotărâri. Avem hotărâri. Avem hotărâri. Avem hotărâri. Ai obligat să ținească să-ți faci curățenie. Ce te trebuie să câștigi? Cum? Păi nu te vreau să zic. E așa simplu. Referitor la comunii de cucurașă, da? Referitor la comunii de cucurașă, comuna Bardava are teren aferent și un studiu de vezandate făcut pe vatra căminului cultural Drăgușani. Acolo nu necesită și construirea unui pod. Am mai discutat în ședință. Căminul cultural a trebuit făcut undeva în centru civic, la Bardava, unde nu avem un teren disponibil. Nici măcar posibilitatea... Da, n-am, la buget, știi că am avut discuția. Da. Ei, și atunci am discutat o treabă, dar văd că eu... La costă. Vine să vină bani. Rămăsesc să facem pe unul și clădirea asta aici la cechii și o să repartez o sumă de bani pentru pentru achiziționarea unui teren în centru satului Parava. Dacă o să fiți de acord cu vatra asta... Sau varianta care trebuie să fie între Parava și între Parava. Sau varianta aia. Care sunt? Unde-i terenul de sport? Unde-i terenul de sport? Ai, nu, nimeni, da, domnule. De ce nu? Unde a fost aici? La unii terenuri de sport sunt băuturi de sport. Hai să trebuie să vină banii și pe urmă vorbim. Nu, primar, și ce vreau să vă întreb? La schita acolo șoseaua s-au ridicat din cauza transportului ăsta. S-au ridicat... Băi, eram să nu rup mașină. S-au ridicat asfaltul acolo. Asfaltul s-au ridicat în sfârșit. Ai văzut, nu? Dar dacă se ridică acolo, lăsați-mă, s-au terminat lucrarea și nu remediat și aia. Deci lăsați-vă să termină lucrarea. Aia nu-i făcut, nu-i făcut. Știu, Laurica, știu. Da, da. Deci se va taia, se va depovarta, se va scoate pungele de aer de acolo, pe aer de aer din infrastructura lumii și se va taia loc. Să băgați fapt de piatră, să-ți asfalt. Atât asfalt. Nici 10. Dar 10, atât aveți să aibă asfalt. E vorba de infrastructura. Dar infrastructura, de ce nu poate fi o calcă? Fundația. Fundația. Da, au apărut pierne de aer. Fundația drumului, trecând acum atâta toni zilnic peste el. Poate avut așa, poate avut depășut... Dar atunci le facem așa, să treacă numai bicicliști. Apropo de asta, domn primar, ce s-ați făcut? Am terminat de răspuns. Dar am spus despre cămin. Am spus despre... trebuie să mergem cu pompa. Pompa, într-adevăr, este rebobinată. Da, e bun. Funcționează. E consumă exagerat de apă. Astăzi venea cineva în care a doua și spune, domnule, am apă la care a doua, am fără foarte bine tot plac. Spune, domnule, apă nu-i pentru tu n-am plac, apă este pentru băut și pentru spălat, dar tot plac pe ăla din dealul să ai vadă de băut. Că eu nu știu dacă ți-l pot în sfatul meu, să sigur să o să acasă și să o propădoare pentru tot plac. Domnule, în 2 ani jumătate trebuia terminat, că ai avut bani. Care 2 ani jumătate, domnule, cu bucă? În mai 2016 ai avut bani, când am spart codul de rulment atunci și am repartizat o sumă de bani pentru foraj. Și ce stăm cu bani? Păi bun, și procedurile... Păi și până acum... Păi și procedurile... Întocmirea proiectului te-ai în procedurile de achiziție, asta nu-i bună... Păi și doamne în jumătate, păi și dacă dăm la procedurile de achiziție? Vreți să vă spun ceva? Și dacă dăm drumul la punctul 2, totul ne-aș vedea. O să vedeți, o să vedeți, o să vedeți, o deci, bă, eu cred că bagă parametri de desmă, o sumă de apă. Păi, dar oamenii plătesc. Eu cred. Mai zici unii care nu plătesc. Da. Ai făcut o întrebare din drumul la Teiuș în ședința anterioară. Când o să lucrezi la drumul ăsta, da. Ai spus că o să repare și pe ăsta, că trebuie să urci pe acolo, da. Nu-i lași să treacă cu mașina de carcate pe acolo, să îi lași să treacă cu mașina de carcate pe acolo, ca să vină prin garanții. N-ai vază, de ce nu-i lași să treacă? Să-l supune la test. Nu, pentru că ce s-o... Nu, nu, trece pe acolo și coboară pe aici, ca să nu... Lasă-mă să dau răspuns. Pentru că când se vor intersecta două mașini mari, atunci una din ele va trebui să calce pe acostament, iar acostamentul nu-i de trafic. A spus așa, urcă cu ea plină pe acolo și coboară pe aici. Păi ca să vezi, e garanție, nu? Pentru că același lucru s-a întâmplat și acolo. Deci mașina a călcat pe acostamentul despre Aurica Lucu. Uite, uite. Da, schid. Acostamentul acolo e gaură în... Păi, gaură, dar ai văzut că și-a făcut așa și automat s-a făcut gaură? Pentru că dacă vreau... Drumul, dacă nu este închis cu acostamente de beton, el se delată. Da? Fiind cald și fiind tonaj bun pe el, dar dacă se repară acolo, nu o să... Vrei să stricați sau să... Nu, dar numai să treacă, nu o să-l găsește. Coboare partea ăla. Să ne uităm în proiectul TNG. Cât
permite drumul ăla să capitolul. Da, da. Nu mai vedem pe. Și atunci bun, nu lași pe ăsta, poate să nu lași să treacă, da? Pe acolo să fii, trage, să cer, și atunci știi, bă. Poate dar nu e teama asta când se va strica drumul. Deci nu e teama când se va strica drumul. Teama este scris că aceea păstare e indicatoare. Da, mai avem subiecte? Probleme cu siguranță mai sunt. Urmează și alte ședințe, dar dacă sunteți de acord, apropo, chiar asta vreau să propun, o pauză. Să ai reținut. Da? La subiectul cel fierbinte, în partea a doua. Deci o mică pauză, da? Da, da. Înființarea... Deci acest serviciu existent de... anulare cu apă și canalizare, care nu are personal de juridic acum, și spuneam eu că mai de mult, că avem obligativitatea legală de a înființa o societate comercială în subordinea Consiliului Local sau acest serviciu să-l ducem în subordinea Consiliului Local sau externalizare, se pare că nu prea mai putem să-l mai ducem așa. Avem termen până noiembrie ca acest serviciu să aibă personalitate juridică. Bun. Asta ar fi misiunea mea și a doamnei secretar, să încercăm să ducem lucrul ăsta la bun sfârșit în ce privește obținerea unui cui, obținerea unei ștampile, dar vom fi în posibilitatea de a licenția. Licența de operare. Licența de operare. Nu ai licenții, vorba de autorizare. Dacă ai licență, nu te poți autoriza. Nu, mai este autorizare și după aia licenția. Dar și la autorizare e o problemă, pentru că pentru a te autoriza, îți trebuie niște utilaje. Ca să ai utilajele alea, îți trebuie niște bani. Indiferent că le cumperi, că le concesionezi, că e incomodat, că ce îi face, tot trebuie să faci ceva. Bunul escalatorul, da? Vitanja. Vitanja. Ai motocor? Vitanja. Vitanja de oameni. Vitanja e problema. În contract. Așa. Da, contract incomodat, într-adevăr. Așa. Până ajunge acolo, mai întâi trebuie personalitate juridică. Până ajunge la personalitate juridică, îți trebuie să stabilești niște indicatori de performanță, de indicatori tehnici de performanță. Ce ține de legal mă bag eu, e treaba mea, dar ce ține de tehnic nu mai pot. Și atunci trebuie angajat o firmă, aia e obligatoriu, nu ai ce să-i faci. O firmă de specialitate, un domn inginer care să aibă ștampilă, tot ce trebuie să stabilească indicatorii tehnici de performanță. Iar bani, alți bani, altă distracție. Și un rof. Noi avem un rof după care funcționăm, dar este făcut de mine la 2005. Ăla îl fac eu, nu e o problemă. Îl am. Deci ăla îl fac. Nu e o problemă, repet, e ține de juridic. Caietul de sarcini, în schimb, trebuie să conțină acei indicatori tehnici de performanță pe care eu nu pot să-i fac și trebuie să-i făcuți, vă repet, de o firmă de specialitate. Da. Costă cam undeva la 1500 de lei, cam așa, undeva în jur de. Aș merge pe varianta externalizării către CRAB. Avem la poveste. Nici CRAB-ul nu ți-l ia dacă nu are personalitate juridică. Ba nu, alea. Nu e problemă de la CRAB, pentru că CRAB-ul este operatorul regional pe județul Bacău și leapă. Dar problema CRAB-ului e alta. E acea poveste veche pe care o știți și vă reamintesc că... Trebuie găsit o soluție pentru... Soluția terenurilor pe care se află amplasate, terenuri private pe care se află amplasate conducerile noastre de transport. E o formulă juridică prin care faci contracte cu respective persoane private, contracte de servitute, chestiile astea, cu fiecare în parte negociat. Chiar ai băgatul la notă din cine? Deci nu știu dacă proprietarul mai are drept asupra unei țeapă. Nu, asta e problema. Deci nu așa spune problema. Țeapa este, nu știu, la o adâncime, de un metru în primare. Problema e, problema care o pune pe următor. În momentul când apare o avarie, pe acea segment... Ce punește? Te lasă să intri. Te lasă să intri. Păi, spune un contract în sensul ăsta cu proprietarul. Am mai discutat lucrul ăsta acum 3 ani. Și în cazul că sunt de acord. Atât. Poți să rezolvi problema. Am discutat lucrul ăsta acum vreo 3 ani și s-a pus problema așa. Juriștii de la CRAB și juriștii de la Consiliul Județean, noi neavând jurist la timpul ăla, să găsească o soluție. Deci vreau să vă spun că juriștii de la aceste două instituții nu au găsit o soluție. Pentru că
Proprietarul terenului este defunct. Iar eu, ca unic moștenitor, nu ca unic moștenitor, ca unul dintre moștenitori, nu pot să semnez pentru toți acest contract de comodat. Poate și găsești. Nu se poate, pentru că contractul de comandat sunt date dispoziție. Unei actul de administrare, unei actul de conservare și altceva actul de dispoziție. Trebuie semnătura la toți. Înțelegeți? Altfel nu se poate. Au autoritate și niște de acolo. Adică, trebuie semnătura la toți. Și atunci, ce-i din făcut, domn primar? Vă rog, nu se poate face nimic. Nu știu. O să iau iar de la capăt. După o discuție, deja am început să pot o discuție cu doamna director de la CRAV, deci nu domnul director, doamna de la ADIP. Deci cu doamna director de la ADIP și domnul primar, vină într-o zi cu toate informațiile pe care le ai, cu toate înscrisurile pe care le ai și să vedem, să încercăm să găsim o soluție. Nu prea am apăsat de accelerație. Am zis cât mai pot și cât mai am discuții cu ANRSC Botoșan și mai pot să ne prilog să nu vină cu apă peste noi. Mai mergem așa. Dar am văzut că a venit Piuța, care ne obligă la 31 noiembrie, nu? Să avem această societate comercială sau serviciu cu personalitate juridică. Acum personalitatea juridică se spune că eu mă obțin. Dar licența de operare... S-a vrebat, dacă societatea merge bine și funcționează bine și se pare să încasează, acum o problemă 1500 de lei pentru plătit inginerul ăsta, să puteai ia acolo. Care e problema? Nu e vorba de asta, că acești ingineri îi mai pot aduce și fără banii ăștia, da? Domnul Bucă știe la ce mă refer. Deci pot discuta la nivelul conducere CRAV, dar să mă ajute din punctul ăsta de vedere. Deci noi avem un consătean, putem să spunem așa, care lucrează la CRAV, este inginerul omul pe meserie, știe ce trebuie. Eu sunt într-o relație destul de apropiată cu el, sau chiar foarte bună. Omul îmi spune ce am de făcut, dar nu-și asumă că nu-și ștambilează, da? Ei, eu o să discut la nivelul conducerii CRAV, ca să-și ia răspunderea până la cap. Deci nu-i vorba de banii ăștia. E vorba de mai departe. Cum îl obții licența de operare? Licența de operare e greu de obținut. Am discutat cu ANRSC-ul. Dacă le externalizezi la CRAV, nu mai trebuie. Nu trebuie. Trebuie. Pentru că iau. Au ei licența lor. Asta ar fi soluția cea mai ideală. Soluția cea mai ideală. Să vedem ce soluții s-au găsit cu aceste segmente de conductă de apă care sunt în domeniul privat. Și asta înseamnă bazin Parava, față la Vasile Bâra, bazin Drăgușani, față la Dani Sfânt. Nu știu cum, atunci s-au construit așa, au avut accept oameni, au avut accept oameni. Mie la 322 mi s-a spus clar, nu duci un metru de țeavă sau un metru de colector de canalizare decât pe domeniul public al statului român, la anumitare de Consiliul Local, cu carte funciară. Acolo s-o dat voie, s-o dat voie. Nu-i rog s-o făcut, dar... Ești la mâna lor. Vă încurc, da. Ne-ai încurcat cu. Bine, până acum. Că nu-și doi, dar nu face apă, ne-a... Țeava e un metru și ceva în pământ. Dar domnul Tomoze, dar implică și alte aspecte. De exemplu, unul poate construi ceva peste țeavă, pentru că dacă ai nevoie să vii să umbli la ea, trebuie să umbli pe sub casa lui. Nu-i cazul de construcție. Sunt o grămadă, nu știm acum, nu avem nici legea în față, nici nu suntem specialiști. Ar putea fi chiar aici, în Travila. Atât de sens. Implică tot felul de aspecte. Da, o organizează săptămâna viitoare. Ce nu-i putea face în sensul ăsta? Și o întrece la treabă. Ori cu externalizarea, ori cu obținerea personalității judiciară serviciului. Da, dacă tot e vorba de serviciul de alimentare cu apă și canalizare. Domnul primar, canalizarea. Termen de finalizare 2013. Da. În 2018. Da. Funcționează? Da. Funcționează? Da. Nu e stația de depurare. Nu funcționează stația de depurare. Păi? Și am spus și de ce. Nu funcționează stația de depurare. Deci, mă repet încă o dată. Deci stația de funcționare, ca să funcționeze, îi trebuie un anumit debit de apă uzată să-l poată prelucra. Am spus și în ședința anterioară. Voi fi nevoit să fac un preț de paușal, discutând cu doamna secretară, spune că nu am putea face acest preț de paușal, prin care noi ar trebui să avem un contract cu Vitanjă, să golim la momentul umplerii acelui bazin de omogenizare. Când la școală putem să golim bazinele așa? Ca să pui capetă să-i dai drumul, să funcționeze, cu Vitanjă.
Păi nu, dar... Bun, dai drumul cât? Două ori cât? Păi să vezi dacă funcționează. Nu? La trei la parma, mergi că așa, fuge tot. A, ca să vezi dacă funcționează. În primul rând. Da, și noi am văzut că funcționează și la recepția antenarul încărcă. Noi până și-a pus îi dăm drumul, dar ea nu va fi funcțională atâta timp când nu va avea un debit de acuzare. De prelucrat. Păi și atunci, păi avem 800 sau cât sunt abonați, nu? La apă. Da. Nu trebuie brașați la... Sau de ce au fost făcut canalizare? Pentru asta ideea s-au fost făcut canalizare. Deci facem cerere de brașare la canalizare și gata. Își fac oamenii, au început să-și facă. Problema este că sistemul de alimentare cu apă este prăștiat în toată copilare. Păi nu, da, din cât ești... Sistemul de alimentare doar pe drumul principal. Deja sunt care... Sunt, da. Sunt la canalizare, nu? Păi și cum se duce? Nu, facem de omogenizare. Și dacă stația nu funcționează? Păi acum ne trebuie uitam, să detajăm și să dăm altă stație de epurare, până când va fi demn suficient ca să dăm urmă stație să fie funcțională. Va fi vreodată? Aici ce ne punem întrebări așa de toate? Păi, de ce nu funcționează stația de epurare? De ce nu puneți întrebări? Ați mers vreodată pe râul Parava, vedeți câte țieri sunt care duc în râul Parava? Păi ce ce am spus acum? Abonați care sunt? Și în Drăgușan sunt. Sunt foarte mulți. Deci la Dacă au și canalizare care trece prin fața curții, sunt obligați să se raporteze la canalizare. Corect? Spune legea. Haideți să spun eu. Poate eu fac un dibuț și am contract de vidanjare. Asta e altceva. Sau o variantă. Poate am fost sceptică. Păi și atunci la ce am făcut canalizare? Asta nu. De ce am dat zapat să nu uităm la ea? Păi ce am luat ceva? E bună ideea. Domnul Bucă, e bună și ideea noastră. Domnule primar, haide să fie o condiție. Dacă ai și canalizare în față, nu te legi la apă, dacă nu te legi la canalizare, dacă nu faci dovadă că ai fost, da? Până ai pus condiția așa, nu mai vreau apă pe care apă trebuie. Pur și apa o să de unde dai. Dacă nu ai unde să te legi, asta e altceva. Dacă nu ai... Și-o spus domnul Delip așa, eu ar trebui să condiționez, da, vrei apă, te duci la canalizare acolo unde există colectori de canalizare. Problema e că acest sistem de alimentare cu apă a fost în funcționar din 2004, cu extinderile ulterioare, da? Lumea s-a branșat atunci, deci imediat în 2005 când am venit eu la primărie și am făcut acest serviciu funcțional și am făcut acel loc și am spus că va trece lumea la sistemul contorizat, le-am dat drumul la brașamente. Și-au început brașamentele pe bandă rulantă. Ori canalizarea vine când? În 2013. Da. Da, din 2004 până în 2013, s-au brașat. Eu nu puteam să condiționez atunci pe un... Nu, vorbim de aici. Dar e ca urmărat. Deci în punct. Vorbim de aici în punct. Deci în punct. Dar vorbim de 2013. Lasă canalizare. Lasă canalizare. Lasă canalizare. Dar nu mai am cine vorbim, oameni sunt brașate. Funcționează. Păi da, la Mitroiesc, Ponteiuș, la punctul acolo. Acolo funcționează, pompa aia, stați, ce, împinge, faci parte. Știu că e așa tot în stradă. Nu știu, da, 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 e o problemă. Nu știu acum. Nu știu acum, la unul de față. Am mai discutat atunci. Păi da, dar s-a lucrat. S-a lucrat, dar nu știu la unul de față. Știu cum s-a luat, dar eu la ședința de atunci, dar nu știu dacă s-a rezolvat problema. Dar mă rog. Dați-o până la urmă. Păi și atunci s-a luat, e funcționat. Funcționat.
Referitor la taxa de pentru gunoi în așa. O secundă, pentru că mi-a dat și mai. Ioan. Cetățeanul cu mine, da? Da. Eu sunt impus, al cărei sunt administratorul firmei de Anglia Express și sunt impus cu o taxă pentru gunoi menajer. Sunt administratorul da. Comercial, da? Da. Este administratorul unui societate comercială. Aș vrea să știu cum se ridică gunoiul. Eu nu generez niciun fel de gunoi, pentru că nu am, chiar dacă aș vrea, nu fac gunoi. N-am cum să fac. Fac transport, am un singur camion care nu produce niciun fel de gunoi. Vreau să știu cum se încasează, eu plătesc un serviciu pe care practic nu mi se face. De când s-a rezolvat problema? Fără angajați. Și nu generează cu noi menageri. Și mi s-a impus să plătesc ca și ceilalți. Adică prin domn prezident și pe ce fi casa de... Ca și SC. Da. Deci, asta înseamnă că vreau să-mi dau. Da. Păi cam așa, cu adisul. De ce cu primăriarea și cu adisul? De ce nu v-a adresat la risc? Păi sistemul de colectare a deșeurilor menajere se face regional. Prin adis Bacău. Adisul după licitația făcută acum vreo 2 ani, mă rog, și cu toate contestațiile și prelungiri, le-au desemnat câștigători pe cei ce erau în prest. Adisul a solicitat de la comună toate instituțiile, adică toate societățile comerciale. Impunându-le această taxă de salarizare, în funcție de numărul de salariați, aceste contracte nici măcar nu se fac cu noi. Se fac direct agentul economic cu adisul sau cu Rompresul. Nu cum a spus, cu Rompresul, nu cu adisul. Nu are nicio treabă cu primăria sau cu consiliul local. Contractul și celălalt, cu adisul. Și taxa mi se oprește la... La primărie. Nu se oprește taxa la primărie. Nu. Vine reprezentantul la Rompresul. Vine reprezentantul la Rompresul, încasează, ei direct face și contractul. Direct vine în altă zi. Ziua de colectare altă zi, nu are ce mai e o situație aparte, firmele răzbunii, da, pentru că sunt, nu așa. O situație aparte, da. Așa e cum? Da, firma vine la primărie să-i se elibereze de autorizare. Așa din funcționare. Și atunci nu funcționare, că nu fădeți în noi. Asta e problemă. Da, ei, cum vine? Nu aveți autorizații de funcționare, nici că nu. Da, foarte puține, una sau două, dacă au. Dar nu, sedi. Păi, sedi. Păi, nu e așa. Păi, sedi. 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 Păi, Toată, nu regenerez, nu fac pentru o altă firmă. Tu ce am de la altă firmă, nu e o problemă pentru mine. Da, sunt da? Și au dus contract de la altă firmă care are contract de salubrizare și atunci se revine la autorizația de funcționare. Deci n-am avut o problemă. Deși altă firmă nu cred că operează în zona adisului sau în zona Rompresului. Are contract? Are contract pentru mine. Păi, nu interesează așa. Asta nu e care vine și ia gunoiul. Poate să facă și cu oarecute. Poate îl care el cu mașina lui, care are mașina lui. Treaba lui între părți. Nu poate să care el mașina lui, dacă ați văzut prin preță,
primăria Comănești, pentru toată povestea asta lor, când vrea să fie sluji prin DIS, au primit amendă de la băieții de la MLSC, 50.000 de lei, parcă. Din cauza asta că ei spuneau că au acea firmă Eco Valea Muntelui, care nu era licențiată și nu putea să aibă accept în celula 2 acolo. Și acum, domnul primar, am văzut o, să mișcă și să-și facă serviciul public de salubrizare al orașului, persoana autorizată, deci persoană juridică, să obțină licență de operare și să facă operare cu singur în orașul care. Deci nu poate să transporte oricine un menajer de Nu trebuie să semnați la societate comercială. Asta încercam să vă explic, ca și societatea ca persoană fizică. Nu știu, pentru că n-am văzut prima dată la primărie, nu știu exact. Așa, da, deci toți cetățenii comunei plătesc gunoiul la primărie. Societățile comerciale știu sigur că trebuie să încheie separat, din câte știu eu cel puțin, contract cu, cu societatea care ridică gunoiul, pentru a obține la rândul lor autorizație de funcționare de la primărie. Deci trebuie să încheiați așa. Iar pentru... ca și cetățean al comunei, este normal să plătiți taxă de salubritate. E normal, e firesc. Pentru că toată lumea se plânge de bani, că nu sunt bani, nu numai la parol, peste tot. Nu gândesc la materialele care s-au demolat, care s-au aruncat la școală. Sau... mă refer la sobe, la tablă, la și alte materiale. Nu știu, domnul primar ține evidență strictă la chestia asta. Nu știu, eu n-am ținut. Nu s-ar putea recupera ceva. Tot aici voiam să discut, dar vă dă să vă exprimați ideea? Spuneți, și cu problemă. Ați vrut oameni de domnul de la mediu? Recent? Nu. Nu? Să credeți că o să luăm, ne-am dat dumneavoastră mare. Am și eu, gurile respund că v-au rugat să șefă amendă de 7.000 de lei de la mediu. Nu. Dar ceam n-am avut nicio poveste cu ei și nici n-am împotrivit să-i dea. Nu, adică mă gândeam că poate am să lasă mai multe informații și ne pregătiți ceva la asta de acolo. Nu, asta și lumea mă repete, că tot referitor la statul ăsta de schemă. Mai multe treabă au să-i iau. Dacă vine cu vitanja și ia cu vitanja, ce rost are? De aia ce spun, domnule, aveam și eu intenția de a vă spune, pentru că în urma lucrărilor de realizare la școală au rezultat unui material. Se discuta de acea tablă pentru a monta pe stațiile de autobuz. În afară de tablă au mai rezultat mai multe materiale. Teracota de la sobe, cu doamna director de atunci, am discutat să vină, să cheme un sobar, nu să cheme dezact, nu știa, l-am rugat-o pe Valentin Botanu să vină să o bată o leacă, să vadă care este sănătoasă, care nu, să fie dată deoparte. Există tabla. Tabla ar fi și nu prea ar fi folosită. Mulți vin la mine și spune, nu vin să-mi iei tablă, hai că tai la școală, hai că fac nu știu ce, să-mi vând tablă. Dacă constructorul le are cumva gestionate destul de bine, și eu și domnul Vici știm de el ce și cum sunt, e vorba de centrala termică, care ea încă este funcțională, e posibil să o locuim pe aia de la Traian Timp. Caloriferii, toate sunt adunate frumos și ne rămân, pentru că se vor schimba. Asta e, cred că o să fie mai mult decât aia care decât aia la școală. Decât aia care o bună. Ca să mergi cu lemn divers, cu spune, dacă și o să le... Ei, nu merge cu prost, dar care nu merge cu lemn divers. Asta? Dacă merge prost, da. Asta merge? Care nu merge? Asta e? Lemn divers. Cu lemn divers. Deci, cu lemn divers. Nu merge.
Adică sunt niște materiale de astea pe care, dacă crede să facem comisie, să le vandărim și să le valorificăm, eu când au terminat, mi-au zis, mai lasă-mi o leacă ca să le așezăm pe toate pe căturile. Să vrei să spunem, uite, ai atâtea geamuri, ai atâtea uși, ai... La geamuri, da. Da, dar e o sticlă care totuși nu te folosim undeva. Da, și de ridicat. Da, mă, de mă parte. Eu am hotărât, eu voi pune tablă în stație de autobuz și vom folosi. Da, mă, nu poți hotărâși, asta nu înțeleg. Nu, nu, nu. Dar nu ce? Dar nu ce policarbonă nu avem și să-ți spargi. Pentru că mi-ai... Îți faci treabă, nu? Mi-ai intenționat să-și fac o perdea pentru lemn. Și o să-mi tabla asta, da, folosește, fă-ți o perdea, nu e o problemă. Școală. Deci ideea este ca să-l asigurăm pe domnule Pădată și odată, nu numai doar pe domnule Pădată, ci și cetățenii comunii, așa că toate materialele care rezultă în urma reabilitării școlii sunt gestionate la atât de dumneavoastră cât și de domnul viceprimar și de așa, și că se ține evidență strictă a lor și că nu se vor împrăștia sau nu se vor pierde urma lor sau se vor duce arbitrar în stânga-dreapta, așa, și că se vor utiliza într-un mod judicios în comun de acord cu consilierii locali, să înțeleg, da? Asta era ideea pe care eu o să concentrez în procesul verbal. Hai, corect, să ne vedem unde va fi cândva razionat, deci mă refer la caloriferi. Pentru că caloriferi trebuie schimbat, nu trebuie de noi. Vom mai înlocui pe la Rădoaia, pe omul, dacă vor fi defect. Dar nu știu noi unde să le magazinăm. În magazin aș fi siguran să nu se capă. Sala aia de la vară. Nu știu ce întreabă, nu duce pe foarte greu cu transport, da? La Rădoaia. Așa, tot ce au semnat pompe, ridicarea de asta lui la noi în garaj. Ce mai este acolo, am zis, geamurile astea, geamurile de lemn, nu de termopan. Geamurile castiez, n-ai spus. Ce-o fost de așteptare de asta le-am dat la foc? Ușile, geamurile, ușile, geamurile. N-ai spus acolo, adică au folosit. Da. Nu vreau să dau numele, dar nu mai acceptăm un consilier să-i răspundă cu domnul președinte ce vrei, mă, ce vrei, mă. Dacă se simte, vreau să-și răspundă. Dar ce e asta? E ședință de consiliu sau e ședință de consiliu? Domnul președinte, dar cum îți faci să ai nevoie de vorba? Dacă ne simțim așa stăpând pe situații, atunci ar fi să avem... Da, vă mulțumesc, domnule, vă mulțumesc. Nu, dar dacă îți facem așa, asta e unul încheia subiectului astea. Rezolvi treaba ta acolo, te rog, mă stai pe scaunul tău niște. Hai, lăsați, nu începi cu chestii de astea, că dacă începi cu chestii de astea și cu afirmații la adresa mea, e posibil să mă supăr. Dacă mă supăr, e sigur, atât de loc. Dar suntem oameni maturi, da? Domnul Vici, vă dau răspuns. Am hotărât, pentru că m-a fost vizat, să nu răspund astfel, astfel acestui fel de exprimare, cum dacă ați observat de la începutul ședinței de astăzi, care am început-o cumva eu, data trecută domnul primar, poate fără voia dumnealui, a intrat în ședință fără să mai fie o introducere, dar nu nimic, a fost un cuprins și o încheiere. În încheiere, apropo, am stabilit data ședinței de astăzi și tot la fel am primit un fel de reproș, domnul Soarec, de ce am discutat în ședință de la închisă camera. Nu, am zis că privește și asta. E chiar ca un proiect pe ordinea de zi, stabilirea ședinței următoare. Deși n-a fost pe ordinea de zi. Și dacă vreți, continuați cu ideea asta și la ședință următoare. A fost un pic de la închisă camera. Asta așa, dacă domnul primar și domnul secretar are o problemă, așa? Stabilește din data. Vine vechi din data, vine alte probleme. O, nu, faci extraordinar. Dar de ce să nu stabilim noi? Data în care tot noi ne vom întâlni. A fost o idee. Dacă e bună, o veți mai bună la aplicare, dacă nu e bună. Iar la limbajul și la exprimare, la fel. Totodată ați observat, sper, că a vorbit fiecare cât a vrut, cum s-a priceput, întrucât așa am considerat-o pe mandatul meu de președinte al ședinței, să nu limitez nici ca timp, ca și durată, nici ca altfel de fel de exprimare decât așa cum simte și cum se percepe fiecare. Noi ăștia suntem, comuna pe noi ne are ca și consilier acum, când o să aibă alții, o să fie, nu știm ce, nu ne interesează, că nu suntem clar văzători, da. Dar deocamdată am zis să nu-ți limităm ca timp,
Nici o formație nu e politică, pentru că probleme sunt multe, am spus și astăzi, nu le-am dezbătut pe toate, unde n-ar fi să venim noi, toți ăștia, cu și mai multe probleme identificate, dar mai ales cu și mai multe rezolvări ale lor. Asta a fost ideea mea. Dumneavoastră, când veți fi președinți, veți stabili cum veți considera de cuvință. Mulțumesc. Trecem, da, și eu mulțumesc, trecem mai departe la ordinea de zi, care a fost subiectul principal și unic. Rectificarea bugetului local al comunii Parc. Domnule primar, aveți cuvântul, trebuie expune de motiv. Trebuie aprobat în ordinea de zi. Supune aprobare, iar. Trebuie aprobat în ordinea de zi. Deja o știu după zâmbete de zi. Trebuie aprobat în ordinea de zi. Până la vot. Dacă mai sunt și alte probleme cu ordinea de zi. Cu mențiunea că, probabil că ați scrutat-o la comisie, s-a suplimentat, da? Nu? Nu. O să-mi permit eu să explic de ce este vorba. V-am trimis un proiect de hotărâre. Fiind ședința ordinară, cu 5 zile înainte, așa prevede ei. Mi-a apărut unul mijlocat de la de zis s-o decontat ultima situație de lucrări pentru cele două proiecte de reabilitare școală și drum și e când ne-ați îndrezit cifrele în conturi. Deși ar fi trebuit să le primim din săptămâna trecută, dar fiind săptămâna aia cu foarte mult liber, nu lucra ministerul și avea din săptămâna trecută ce să ne facă plății, de până să ne văzând ieri dimineață în conturile noastre și atunci să nu mai convocăm încă o ședință doar pentru sumele clar venite cu destinație specială, școală și drum. Inițial, noi prevăzusem în rectificarea de buget, facem 5.000 de lei pe care a fost sponsorizare. În momentul în care ei evidențează, am venit în șeva contabilă și mi-a spus, zice, oamenii, zice, mai avem niște bani veniți, ce facem? Eu nu puteam să fac două proiecte de hotărâre, adică să vin odată să modific, știți, domnule, avem de băgat niște bani, 5.000 de lei, și știți, mai avem încă niște bani și facem două hotărâri. Atunci trebuia să fac o singură hotărâre. Și în momentul acela am pus-o pe domnișoara să facă încă un raport. Mi-a făcut deja două rapoarte, acela pe care vi l-am trimis, ăla cu 5.000 de lei, mi-a mai făcut încă un raport pe care l-am pus acum dimineață pe mesele domnilor voastre și am pus-o să modifice anexa numărul 2, astfel încât să fie o singură hotărâre care să cuprindă practic ambele rapoarte. Înțelegeți? Și în felul acesta, la prefectură, ne ducem cu două rapoarte și o singură anexă. Cu două anexe, pardon, dar prevăd ambele rapoarte asta. Astfel să nu ne ducem mai multe hotărâri care să prevadă de fapt același lucru. Pentru că după aceea o să avem și după părnații de la prefectură. Să spun, dar ce faci pe acolo? Vă țineți din hotărâri în hotărâri, adică n-are rost. Înțelegeți? Asta era ideea principală. Da, ați adus la mapă. Da, mă bucur. Da, uite aici, e vorba de 1421, 1.000 lei. Da, deci nu am prevăzut la mapă. Le-am găsit pe masă. V-am găsit, da. Deci dimineața le-am pus, pentru că, repet, ieri dimineața le-am avut și noi. Cum le-am avut, imediat le-am pus și la dispoziție. Bun, atunci de drum. Expun de motive pe pagina proiectului de hotărâre pentru identificarea bugetului local. Numărul Comunei Parava, județul Bacău. Având în vedere legea numărul 2 din 2018, privind bugetul de stat pe anul 2018. Revederea articolului 49 din legea 273 din 2006, republicată, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Revederea articolului 36 al anului 4 litera din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare. Examinând raportul domnișoarei Jitaru Iuliana, contabil în cadrul primăriei Comunei Parava, prin care se solicită rectificarea bugetului local, și în temeiul prevederilor articolului 45 aneatul 1, colaborat cu prevederile articolului 115 aneatul 1 litera B de legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Față de cele prezentate, rog analiza și aproba această hotărâre. Domnul primar. Am avut materiale, am găsit-o mă azi. Păi iau să vedeți, banal e văzut, măi. M-am oprit. Nu-l
dacă ați avut la cunoștință și ați avut în vedere expunerea, se înscrie cineva la cuvânt înainte de a trece la vot proiect. Singura întrebare, domnul primar. Deci, domnul la actualizare planului cu urbanistii general, v-am dat o dată 7.000, da, ai dat. V-am trebuit 3.000. Da. Ne-ați dat odată 7.000, e drept, nici acum nu avem un contract ferm făcut, suntem doar în niște discuții, am pus acolo doar așa, ca previziuni, eu nu cred că suntem folosit de ei, dar emoția de a nu avea suficient, în caz că ar mai trebui un leu 2 plus față de aia 7, să fie, dar eu cred că nu ne atingi nici de ei. Din discuție cu doamna arhitect, ar fi undeva la 5.000, discuția având o recent, dar nu știe ce ia și ei. Proiectantul de apă, proiectantul, pentru că aveți de vedere înseamnă mediul prosedial. Nu știe exact ce ia ceilalți de la apă. Și am doamnă, în cazul dacă o contabilizează în atare așa toate costurile, nu cred că vom trece cu 5.000, dar domnul Jara contabil de teama de a fi nevoie să plătim și n-a avea bugetat, o să mai pune ce mai modificare legea atunci când ne-am. Da, nu știu ce a fost așa. Eu nu i-am solicitat în mod expres să fac verificarea asta, dar na, să nu cont că e aviz de PUC și PUC-ul ar trebui finalizat până la sfârșitul anului. Și lucrările acestui aviz s-a demarat cumva, până la următoarea ședință i-a și-o luat la o șarjă de siguranță, că va avea bugetat. Mi se pare mult și sigur nu-ți va ajunge la valoare. Doar dacă doamna de acum și doamna contabilă au verificat și capul și ar fi văzut ceva valori mai mari, dar eu cred că nu. Vom negocia și vom rămâne sub valoarea de 7.000. Eu așa sper. Ok. Mai are cineva ceva de întrebat de celul dumneavoastră? Din ăștia 1.421.000 de lei. Deci ce înseamnă? Ultima tranșă bănuiesc pentru drum, nu? Atunci cred că nu știu valori de pe ăsta. Dar mă întreabă că eu deslic. Că nu, deci ce înseamnă bănuiesc? Ultima tranșă la, nu? Bănuiesc e gata, nu cu asfaltul și drum, nu? Nu, e și poate. Deci e situația de lucrări pe luna iulie. Unde a intrat partea de terasamente la drum Drăgușan, din ce știu de situații de lucrări, și finalizarea drumului la Tiuș, adică ce înseamnă drumul lateral. O să mai fie o situație de lucrări acum, la sfârșitul lunii sau începutul lunii septembrie, nu știu când o finalizat Drăgușanul, cu văd că se trage tare să finalizeze. Iar la școală e prima situație de lucrări cu lucrările de mai mult de demolare decât de... Am zis să fi băgat, dar cumva acoperișul. Deci la școală 242,57, la drum 1178,91. Și banii 70.000 luat de la da, la extindere. Da, extindere în situația în care la drumul la ordine de începere, să încercăm să-l și agităm. Și 5.000 de lei? 5.000 de lei dintr-o sponsorizare pentru ziua comună. Aici aș vrea să vă întreb, dacă ăștia au avut o destinație specială, ăștia 5.000 de lei, sau îi putem pune unde vrem noi? Am contract de sponsorizare. Discutam într-o zi, așteptând-o pe doamna director, așteptând-o pe doamna director de la drumurile județene, la intersecție, la Drăgușani, discutam cu Cătălin Damian. Omul ar vrea să cânte, să cânte la ziua comunii. Bineînțeles că, zic, comuna mea natală, când și fără bani nu e o problemă, e... Deci da, cu el așa, nici nu știu ce să aduc, sunt bani puțin, apare și domnul Pădurar împreună de viața de discuția cu doamna de la domnul Bețieni și m-au auzit vorbind, au auzit discuția mea cu Cătălin. Și spune, dacă vreți și dacă acceptați, eu vă fac o sponsorizare. Doamna director la domnul Bețieni? Nu, așteptând-o pe doamna director la domnul Bețieni. Domnul Pădurar. Da? Dacă vreți, eu vă fac o sponsorizare. Da? Gândeți-vă, găsiți contract de sponsorizare, e făcut. Și dacă vreți și eu vă spun, dacă vreți, dacă nu vreți, nu vreți. Deci așa, că spune clar contract, deci nu ne putem
așa, ideea spune că sponsorul se angajează în mod irevocabil să susțină acțiunea, manifestarea, promovarea tradițiilor și obiceiilor zilei Comunei Parava, organizată de beneficiar, adică de primărie. Așa, sponsorul pune la dispoziția beneficiarului suma de 5.000 de lei. Suma de 5.000 de lei se pune la dispoziția beneficiarului în scopul susținerii evenimentului, promovarea tradițiilor și obiceiilor zilelor Comunei Parava. Spune că trebuie să-i facem reclamă? Nu. Nu? Nu. Deci, clar. La manifestările așa care fac sponsorizării, să ia toate măsurile necesare de evitarea unor eventuale degradări, ce înseamnă promovarea obiceiurilor de promovare? Conservarea tradițiilor. Da, mai facem mai mult. Conservarea, dăm identificare și pe și dacă există mai și mai sus. Păi cum se poate să nu mai știu dacă cântărețul respectiv vine și cântă o melodie din zona de aici de la Parava. Presupun că asta înseamnă promovarea tradițiilor și obiceiilor din până la Parava. De unde să știu? Dumneavoastră nu le știți, cum nici eu poate nu le știu, dar le știu cei care au trafie. Comentat. Păcat că nu-i domnul Pișu aici. Domnule primar, când ați primit banii ăștia, de ce poate zic și eu așa, nu v-ați gândit că sunt probleme mai stringente decât asta? Dacă omul iată nu știu. Care? Dacă omul așa nu te-a am povestit cum s-a întâmplat. Am înțeles. Dar, bun, acum noi întrebăm toți, ce facem ca banii ăștia să meargă exact la promovarea și păstrarea, sau cum a spus acolo, conservarea. Poți să fii o cinică pe sistemul calului, dar nu se caută la dinți? Adică dacă unul ți-a dat, mai comentezi? Așa scrie și contractul de donație. Dacă-s din Parava, promovează Parava cu obiceiuri de. Dacă vin de la vorba colegilor, de la Bucovina, de la Oltenia, au fost... Pentru că dacă ați fi prezenți acolo, ați vedea că de fiecare dată această întâlnire se deschide cu copiii din Comuna Parava. Artiștii mari, când au venit ăștia... Îl lau de pe primarul, nu de pe primarul. Dar de primar și de vice, că erai și cu vice. Băi, Deci, spectacolul se va deschide cu promovarea acestor copii, da? Deci am discutat cu fata lui Costeluș Moravu, care cântă la ansamblul, nu știu, cu iau șalat, dacă vrea să cânte. Fetele care cântă pe la celălalt, doamnă, nu știu cum cheam, Ursul, deci fata lui Costel Bândac, fata lui Gemina de la Caserie. Sau la Zenaida Bulbuceanu, dacă nu e timp acum, da. Profesori, instructori, au mai mulți, din doamna Șalală, cu doamna Bulbuceanu, dar problema este cu cea mai avansat. De când s-a înființat proiectul, n-am văzut să apară
mai mulți copii, cu costume mai multe și mai noi, cu instrumente, cu copii care să știe să cânte la instrumente. Asta înseamnă investiția banilor. N-am găsit pe cineva, un profesor care e priceput și care se poate. Dar avem profesori mulți. Și-au luat boxe, microfoane din motorizări, doamna Zari, ia să mă ocupă de ei. Păi și nu bani ăștia poate mai vor fi invitați acum, de anul ce nu vom își face lecție. Doamna Repădatu, fiind profesor de română, să țină... Datoria noastră este să spunem lucrul ăsta, să vedem că banii sunt cheltuiți așa cum trebuie. O să fie mai frumos. De? Și apoi... Da? Dacă plouă cum o să fie. Da, dar nu. Apoi mă întreabă și prima, am o scapicină. Am o scapicină, nu știu, să văd cu cine e găsit. Dar știi? Nu. Așa e din timp, trebuie să nu înțeleg. Bine, nu mai lungiți. Domnul Blagă vrea să spun. Nu știu concret, am așa. Ia mă propune și am avut și din de cât să te aduci 2, 3, bun, mai 4, bine, așa că... Ce să? Poate... Cât să aduci, din 10, 12, că atunci vorbă doresc, nu știu cât să aduci acolo, vin 2, 3, bun, și cu asta baza, și în rest, completăm cum avem noi. Copiii care de la noi, au doctor și la asta. Păi și nu-ți vine rândul ăsta? Da, dar plătându-i promovarea de așa. Da, poate să vină domnul Brăză. Doi buni. Și chiar dacă dumneavoastră cântă folclor din București, vă place Matilda cu soțul și cu... E foarte bine. E foarte bine, domnul Cipu, da? Dar dacă vine... Matilda, da, dar dacă vin la alte... Mă duc și Crăciunii, nu-i urmă. Mă duc și Crăciunii. Ia urmă, de la Răzoaia? Da, e Crăciunița mea, nu prea bună. Nu prea bună conservă, ce conservă? Nu prea bună de când ești ea cu ceva. Apropo să avem aflat și canalul. Dar nu prea bună conservă, ce conservă? Dar nu prea bună conservă, ce conservă? Dar nu prea că a fost acum 50 ani, poate ai băgat pe ceva, nu prea bună conservă. Vreau să vă spun că eu n-am avut niciodată manele. Am avut manele și deodată de pe urmă. Dar nu știu. 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 Nu, domnule, conservare și promovare a tradițiilor. Lăsați cu muzică pentru tine, nu cu dedicație pentru putere și putere. Nu, promovare și conservare. Eu prin principiul ăsta am mers, dar trebuie să țin cont și de ce cer din populație. Nu, trebuie să țineți cont din populație, că proiectul nu e populație. Celor care se pricep și care vor să conserve și să, mă rog, să promoveze. Domnule, pe care ați ales Sofia Nicovea, că ați ales Sofia Melicu, Laura Lavri și așa mai departe, jos pălăria, aveți toată stima mea. Căutați să mențineți aceea linie spre care duce spre promovare și conservare. Și nu spre spectacol și mai spre atât. La bar din promovare, asta poate fi și spectacol, că lumea vrea și spectacol. Domnule, dar nu transformăm una în alta. Faceți-o cu proiect pentru spectacol. Dar bani, spre bani, bani, faceți două. Asta nu fi făcut. Hai să nu ne întâlnim o leacă, să discutăm niște elemente de pe 8, poate să te iau cu tine. Faceți într-o altă dată, un altă sfânt. E minim o ședință, o de asta, o hotărâre de consiliu local și te ocupi tot de organizare. Tot de aici, cu muzica, cu orchestra, cu... Și eu nu vă ședință, nu vin. Nu, dar e plecat orice. Da, știu, da, nu știu, nu-i plecat. Da, ideea e bună. Faceți-o cu sărbătoare de strigat. Pentru mine, organizarea acestui eveniment nu e mare plăcere. Pentru cei care au fost implicați lângă mine, vă poate spune domnul Vucu, vă poate spune domnul Voboc, vă poate spune și la domnul Vici. Deci nu e o plăcere. Pentru mine e un chin și nu în ziua respectivă. În săptămâna respectivă. Pentru că acasă o să am foarte musafiri, adică musafiri, nu musafiri de mei, sunt musafiri de acolo din teren. Vă spun eu că nu e ușor să fie masa pusă tot timpul. Da, cu sponsorul ai discutat ceva la protocol? Nu. Cu sponsorul nu discuți, decât Hârtie spune asta fac, asta fac. Nu pot să mai vorbesc cu el și... L-am rugat cu asfaltarea pistei din cimitir. S-a făcut aia, vă spun. S-a făcut-o. Tu mai rămas doar la schet și pentru... Nu știe, nu știe, săptămâna asta rulează să vadă ce. Aia era promisiunea ta cu... Era promisiunea mea, iar promisiunea lui, eu zis că acolo, la fața cimitirului, dacă mergeam pe bariata rigolul carosar, nu-ți băi, las că acolo îți fac locuri de parcare frumos. Ei, când am văzut ploile și am văzut că varianta cu rigola carosarul cade, i-am văzut, apropo, cu... Așa, cu... pista asta din cimitir.
Să-l dau la grup ca mine și o să lasă-mă când fac drumul lateral. Și l-a făcut. Numai că am adus de să-ți înălțăm la porțile. Păi, pe drumul de aici s-a cheltuit ultimul bănuț. Acum dacă ne-a rămânit ceva de la schiță, ne ducem acolo să continuăm cu șasul periat pe partea cimitirului. Măcar până la traversare. Dacă o rămâni, vom vedea. Au zis că săptămâna asta trebuia să vadă exact ce-a făcut. Vă văd că o fi și domnul dirigente. O să mai trebuia să-i spun podieță de acolo. Nu, am zis să poate faci un drum. Acum dar domnul avea podieță în cap după căci. Nu. Și-a stupat. Dar nu așa, ca să mai zic. Faci un drum, eu cedează ăla, cedează în capăt un drum și faci un podieță în cap mai. Azi că drumul ăsta o să-l discut la momentul... Asta acolo cum trebuie să ne implicăm și noi consilieri. Dar când îi chem la cadastru sistematic pe partea vis-a-vis din bucata ta acolo, vreau să spun că nu omni nimeni în taurile palatului. De la nivel și până la... Dar acolo nu-i cazul, că e aproape de șanță. Nu e șanță. Cum e șanță? Cum nu? Cum e șanță? Care partea asta? Da, lovit oamenii, dar căciul l-au acoperit. Dar de partea aia, trebuie lăsat cum ați o drumul în capăt și trebuie la... Păi să discutăm ei greu, dacă așa te mai puteți vorbești. Unul singur. Doar în capăt, așa că bălării de drumul. Trebuie adoptizați pe toți. Da. Vrei, domnul Bălăda, să spui ceva cu... Da. Deci, cu acești bani care sunt veniți din, am înțeles, din sponsorizări la societatea respectivă, dacă, cum am discutat, cum a fost data trecută la ședința, nu știu, două, trei în urmă, așa, am luat de acolo și am dat pentru promovarea tradițiilor, banii ăștia se direcționăm pentru curs de acum. Pe ne-au spus că nu se poate. Acum și votăm. Cu medicație. Nu, nu îi votăm. Îmi pare rău, da? Dar aș vrea și pentru biserică și la accesit la fiecare biserică. Ar fi bine. Dar am primit și din rapid. Atunci facem altă. Noi putem lua pe ăștia, mai luăm încă 5.000 de lei, iau o 10.000. Luați și pe toți. Și eu de acolo ne-am luat. Luați pe toți. Discuția la buget. Președinte, vreau să ajut. Spune, domnule. Parte din cetățenii comunii au ajuns la zilele comunii sastru. Le-au plăcut. Au fost și la Orbeni. La Orbeni, domnul Pădurean, au fost și el. Și au vorbit acolo mai multe chestii, printre care ce frumos fac și oamenii ăștia din Orbeni. Și el ne-a întrebat și pe noi, voi aveți așa cu ce să faceți mai frumos? Nu. Omul dacă vrea să facă o sponsorizare și strict pentru aceste lucruri, e de bun acord, mulțumim frumos și frumos. Nu bine, doamna. Deci nu, da. Orbeni au avut buget 25 de v-ați ascult pe 2 miliarde. Aici, propunem noi s-a ascult. Încă de 5 ori. 2 miliarde v-a pulat. V-a făcut buget în prins și plus sponsorizări. Sponsorizări? Nu așa, sponsorizări. Ai vorba? A, da. Bine, nu primat, dar ce sunt cetățenii? Vă să cărea de curie? Nu, n-am. Dar rămâne ca și noi să găsim un sponsor pentru biserică. Nu, acolo domn primar a ascult, n-am buget. N-are rectificat, așa, domn primar. Iar acest constructor, l-am văzut așa, și-a făcut treaba și când ajunge la momentul biserică, să zicem, acum suntem la biserică la schid. Grupul lateral ar trebui să fie 20 de metri. Ei, sunt plini și face drumul lateral, nu face 20 de metri, face bucla aia acolo, deși este o țeavă care se duc și să găsească o soluție să se ducă până în la biserică. Și la biserică, la Teiuș, la fel. Și pe la Fântân și pe la Troiești, la fel. O tot ceva în plus. Da, nu se compară cu altul. Nu știu dacă poți să încerc. Și asta și mult mai mult de 5.000 de lei. Da, așa e. Este vorba, dacă omul e dulce ca mine, nu căutea să-l mănânci totul. Deci e bun. Eu zic la început, nu cei, nu te duci la oameni și șantieri să spui să facă nu știu ce, nu știu cum, orice problemă o discutăm. Nu pot să mă duc la el așa. Domnul președinte, hai să revenim. Deci am difuzat toate propunerile de joace, trecem la vot. Da. Cine este pentru? Majoritate. Unanimitate, da? Unanimitate. Unanimitate. Acum trecem la divin. Da.